Stimați colegi, 25 minute, putem să demarăm lucrările Consiliului Științific Specializat, format prin decizia numărul 2 al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din 29 septembrie 2023, abilitat cu examinarea și susținerea tezei de doctor în științe politice a doctorandei Gabriluța Lumânița cu denumirea Evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, realizări și perspective. Sunt prezenți toți membrii Consiliului Științific Specializat și unul dintre cei doi referenți, domnul prim referent vine și el, a căzut jertfă blocajelor din viața în care naționale folosind transportul public. Eu am crezut că războiul din Ucraina. Ședința este, este deliberativă și propun să continuăm lucrările. Sunt alte opinii. Prin consens, noi am hotărât că demarăm lucrările ședinței Consiliului Științific Specializat de 562-04-23-82. Dați-mi voie să vă prezint membrii Consiliului Științific Specializat, de jos în sus, doamna doctor Rodica Panța, doamna doctor Liliana Beniuc, domnul doctor habilitat Valeriu Moșneagă, domnul doctor habilitat Grigore Vasilescu, doamna doctor habilitat Valentina Tiosa, doamna doctor în științe politice, secretar științific Iejova Cristina și eu doctor habilitat în științe politice, președinte Victor Șuc. Dintre cei doi membri, dintre cele doi referenți oficiali, dați-mi voi să prezint domnul doctor în drept, confidențial universitar Vitalie Gamuraș, iar domnul doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent Victor Moraru, după cum am spus, sper să se apropie. La ședință este prezent conducătorul științific, domnul doctor habilitat, academician Alexandru Roșca, și pretendenta la gradul științific, Gabriluță Lumâniță. Așa, ca să mai descrețim frunțele de la început, undeva cu vreo 20 de ani în urmă, la Academie de Științe s-au adunat în corpuri, membrii Consiliului Științific Specializat, referențe oficiale, societate civilă, conducătorul științific a venit numai doctorandă. Și-a transmis, este vreo 20 de minute sau 25, că ea nu vrea să susține teza de doctor în filosofie. S-a întâmplat și peste vreo 2-3 luni a făcut un demers către CNA consumului atunci și a spus că s-a răzgândit. Și a susținut teza de doctor în filosofie. Așa că noi suntem prezenți în corpore și vă rog pe doamna secretar științific a Consiliului Științific Specializat să dea citire lista actelor incluse în dosar. Mulțumesc mult, stimată audiență, stimați membrii Consiliului Științific Specializat, stimați referenții oficiali, stimată doamnă doctorandă, pe rugăciunea dumneavoastră, vă prezint lista materialelor incluse în dosar, care este prezentată în cadrul Consiliului Științific Specializat. În primul rând, este prezent avizul conducătorului științific, domnul academician domnul Roșca, avizul Departamentului de Relații Internaționale Științe Politice, în cadrul Facultății de Relații Internaționale Științe Politice și Administrative, este prezentat avizul seminarului științific de profil, care este confirmat prin decizia Agenției Naționale de Acreditare și Atestare, prezent avizul în cadrul dosarului. Este prezentată lista lucrărilor științifice la tema tezei. Este prezentă adeverința privind susținerea examenului de doctorat. Este prezent, sigur, extrasul din proces verbal al ședinței Senatului Universității Statei Moldova cu privire la aprobarea ținei tezei de doctor și a conducătorului științific. Este prezentat
prezent și expresă privirea la reaprobarea ținii după expirarea termenului respectiv. În cadrul acestui dosar este prezentă și datele privind membrii Consiliului Științific Specializat și de Prieteni Sociali, conform acestora. Este prezent formulat de evaluarea tezei de doctor în cadrul seminarului științific de profil, împreună cu hotărârea seminarului științific de profil. Este prezentă și teza în față dumneavoastră și autoreferat. De asemenea, este prezentă și decizia Consiliului Științific împreună cu nota informativă și răspuns la nota informativă a Consiliului Național de Acreditare și Atestare. Desigur, sunt prezențe și două procese verbale a ședinței prealabile a Consiliului Științific Specializat, care a avut loc pe data de 2 noiembrie 2023, una cu lista de prezență. Tot aici este prezentă lista instituțiilor cu ștampilă respectivă și cu semnatura, că autoreferațiile au fost expediate la timp, conform regulamentul, cu 30 de zile înainte susținerii lunare. Tot așa, teza de doctor a fost transmisă la Agenția Națională și este postată pe site-ul ANACEP, respectiv este verificat. În același moment este și înregistrarea video care este făcută de către agenția respectivă. În linii generale atenție, stimați membrii Consiliului, dacă sunt întrebări cu privire la conținutul dosarului și cu privire la conținutul documentelor respective, rog frumos, vă adresați. Vă spuneți să precizeze. Eu vreau numai să aduc o precizare. Inițial, doctorata a fost la Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știință a Moldovei. Iar apoi, dar fiindcă nu mai aveam la Institutul Etat sau am făcut anumite transformări, specialitatea 562.04, deci a fost transferată la Universitatea de Stat din Italia. Dar cu aceeași denumire și cu același conducător științific. Da, dacă mai sunt precizări... Aprobarea Sfântului 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 Sfântului. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, mulți colegi trebuie să convenim asupra regulamentului. Mai întâi vă solicita respectuos să puneți telefoanele mobile pe silențios, ca să nu incomodăm unul pe altul. Eu nu am nicio problemă, dar poate sunt alți colegi care se gândesc în altfel să aducă. Propun următorul regulament. Doctoranta va prezenta rezultatele obținute în timp de 20-25 de minute, nu mai mult. Referențe oficiali vor prezenta avizele 10-12 minute, nu mai mult. Membrii Consiliului Științific Specializat se vor pronunța 5-7 minute. Alți participanți la procesul de examinare și susținere a tezei 3-5 minute. Se acceptă? Ca în urmă de 2 ore jumătate, să finalizăm lucrările Consiliului Științific Specializat. Dacă se acceptă consensual, stimați colegi, o dat cuvânt doctor Andrei Gavrinuța Luminița pentru a ne prezenta cele mai importante realizări sau rezultate științifice asupra tezei de doctor în științe politice și rog să țineți cont de faptul că toată asistența a lecturat. Unii au fost nevoiți și teza și autoreferat sau rezumatul, alții poate s-au limitat la rezumat. Poftim. Da, vă mulțumesc mult, domnul președinte. Bună ziua, domnul președinte al Consiliului Științific Specializat, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți, domnul academician, conducător științific, dragi invitați și colegi, astăzi voi prezenta rezultatele cercetării pe care am efectuat-o la tematica evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, realizări și perspectivă. Scopul și obiectivele trasate, scopul tezei rezidă în cercetarea evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană prin evidențierea principalelor realizări și perspective. Pentru realizarea scopului, prezentei teze au fost formulate următoarele obiective. Studierea istoriografiei și gradul de cercetare evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Analiza aspectelor teoretico-metodologice ale cercetării evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Examinarea procesului de stabilire și dezvoltare a relațiilor dintre Republica Moldova și Comunitatea Uniunii Europeană, Uniunea Europeană în cadrul acordului de parteneriat și cooperare.
Evidențierea schimbărilor calitative ale relațiilor de cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în perioada negocierii și implementării acordului de asociere. Interpretarea evoluției instrumentelor, programelor și proiectelor de asistență oficială pentru dezvoltarea acordată Republicii Moldova de către Uniunea Europeană. Evaluarea instrumentelor Uniunii Europene de asistență financiară destinate reformării în domeniul politic, economic și social al Republicii Moldova. Elucidarea noilor tendințe ale evoluției relațiilor între Republica Moldova și Uniunea Europeană după alegerile prezidențiale din 2020. Determinarea semnificației statutului de țară candidată în relații dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Ipoteza tezei. Ipoteza de cercetare tezei de doctor susține că pe parcursul perioadei din 1920-2023, relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au evoluat în ascensiune prin dezvoltarea cadrului politico-juridic. De asistență financiară corespunzătoare, dar și regres, marcat prin introducerea primelor condiționalități și sistare asistenței financiare europene. Dezvoltarea sinusoidală a cooperării modului europene poate fi prezentată prin periodizarea evoluției relațiilor dintre Republica Moldova. Noutatea și originalitatea științifică. Noutatea științifică a rezultatelor obținute se exprimă prin efectuarea unei cercetări științifice complexe a evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Pe parcursul anilor 1991-2023, care reflectă principalele etape ale dezvoltării cooperării moldovene europene, factorii care au determinat schimbările calitative ale relațiilor. Noile tendințe și perspective după obținerea statutului de țară candidată a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. A fost elucidată periodizarea evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, având ca reper gradul de implementare a cadrului politico-juridic modul european și schimbarea statutului Republicii Moldova față de Uniunea Europeană. Drept urmare, au fost identificate limitele temporale ale stabilirii relațiilor de cooperare, ale negocierii, încheierii și implementării acordului de parteneriat și cooperare, planul de acțiuni Uniunea Europeană-Moldova, acordul de asociere cu zona de liber schimb, aprofundat și cuprinzător, obținerii statutului de țară candidată a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Reșind invalidatea instrumentelor financiare de care beneficia Republica Moldova din partea Uniunii Europene, a fost prezentată periodizarea evoluției asistenței europene oficiale pentru dezvoltare. Originalitatea științifică a lucrării rezidă în delucidarea noilor tendințe în dezvoltarea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în contextul obținerii statutului de țară candidată la Uniunea Europeană. Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea unei investigații științifice cu valențe fezabile care poate fi utilizată ca referință și ca suport informațional de către reprezentanții mediului academic și experți în relații internaționale, pentru a elabora cursuri universitare și a extinde direcțiile de cercetare, ca orientare pentru decidenții politice, pentru a formula politici, a adopta strategii și decizii importante privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Problema științifică importantă soluționată în domeniul științelor politice, studiilor europene și de politică externă, constă în elucidarea periodizării evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pe parcursul anilor 1991-1993 în 10 perioade și asistenții oficiale pentru dezvoltare în 4 perioade de schimb. Schimbarea calitativă a relațiilor de cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană s-a realizat în perioada 2009-2014, în urma instaurării partidelor politice pro-europene la guvernare, care s-a soldat cu obținerea regimului liberalizat de vize, negociere, semnarea și intrarea provizorie în vigoare a acordului de asociere Uniunea Europeană Republica Moldova. Perioada care a demarat de la 6 august 2021 și durează până în prezent este distinctă, fiind marcată de obținerea la 23 iunie 2022 a statutului de țară candidată a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Implementarea celor nouă recomandări a Comisiei Europene și conformarea cu criteriile de la Copenhaga în vederea pregătirii pentru negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Scurt sumar al tezei. Deci, capitolul 1 referă istoriografice și aspecte teoretico-metodologice de cercetare a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Este constituită din trei paragrafe. Paragraful 1, istoriografia și gradul de cercetare evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, prezintă suportul istoriografic al evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și gradul de cercetare al factorilor care au influențat evoluția cooperării în modul european. Paragraful 2.
1.2. Aspecte teoretico-metodologice ale cercetării evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Reflectă instrumentarul folosit pentru teoriile relațiilor internaționale, interpretările exponenților, curentelor, teoretice ale relațiilor internaționale privind aparatul categorial al temei investigate. În paragraful concluzii la capitolul 1 au fost prezentate concluziile formulate în urma investigației științifice. Capitolul 2. Periodizarea cadrului politico-juridic al evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Prezintă analiza acordurilor moldo-europene care au reglementat evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană la diferite etape istorice. Paragraful 2.1. Stabilirea și dezvoltarea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în cadrul acordului de parteneriat și cooperare. Reflectă cadrul istoric al stabilirii relațiilor moldo-europene, premisele negocierii, conținutul, procesul de implementare și efectele acordului de parteneriat cu operare asupra Republicii Moldova. Paragraful 2.2. Schimbările calitative ale relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în perioada negocierii și implementării acordului de asociere. Descrie premisele impulsionării relațiilor moldo-europene în anul 2009, obținerea regimului liberalizat de vize, esența asocierii și particularitățile acordului de asociere în practica europeană. În acest context au fost reflectate premisele negocierii, parafării și semnării anticipate a acordului de asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, inclusiv analizate cele mai importante articole care reglementează aspectele politice ale cooperării moldo-europene. Paragraful 2.3, concluzii la capitolul 2. Capitolul 3. Varietatea instrumentelor, programelor și proiectelor de asistență acordate Republicii Moldova de către Uniunea Europeană. Prezintă o analiză a totalității instrumentelor, programelor și proiectelor accesate de Republica Moldova pe parcursul dezvoltării relațiilor cu Uniunea Europeană. Paragraful 3.1. Evoluția instrumentelor, programelor de asistență oficială pentru dezvoltare acordate Republicii Moldova de către Uniunea Europeană în perioada 1991-2023. Expune ofertele de asistență pentru dezvoltarea Uniunii Europene de care a beneficiat Republica Moldova la diferite etape. Totalitatea asistenței financiare a Uniunii Europene a fost prezentată sub forma de segmentare în perioade. Paragraful 3.2. Analiza instrumentelor Uniunii Europene pentru reformarea domeniului politic, economic și social al Republicii Moldova prezintă analiza și interpretarea instrumentelor de asistență financiară în diverse domenii, prin reflectarea beneficiilor, dar și a unor deficiențe de implementare. Și cu paragraful 3.3, concluzie la capitolul 3, generalizează calitatea de donator al Uniunii Europene și expune lista instrumentelor și programelor utilizate de Republica Moldova. Capitolul 4. Tendințe și perspectivele evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Analizează premisele consolidării încrederii Uniunii Europene în autoritățile Republicii Moldova, suportul european oferit premisele acordării statutului de țară candidată și conținutul documentelor europene cu referire la Republica Moldova. Paragraful 4.1. Tendințele noi în relații dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană după alegerile prezidențiale din anul 2020. Descrie planul de recuperare economică pentru Republica Moldova 2021-2024, oferit de Comisia Europeană a Republicii Moldova. Programul de activitate a noului guvern Gavriliță a Republicii Moldova, noua agendă de asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, avizele Comisiei de la Veneția, concluziile de. Paragraful 4.2. Semnificația statutului de țară candidat în relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Opiniile reprezentanților mediului academic și a grupărilor politice ale Parlamentului European privind oferirea statutului de țară candidată la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, inclusiv primele progrese obținute de Republica Moldova în urma realizării celor nouă recomandări ale Comisiei Europene. Paragraful 4.3, concluzie la capitolul 4, reprezintă subiectele care determină conținutul, calitatea și perspectivele relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Concluzii. În procesul de investigație a problemei evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au fost identificate studii, analize și publicații ale reprezentanților mediului academic și experților societății civile din Republica Moldova și de peste hotare, care au prezentat diverse abordări geostrategice ale cooperării moldo-europene.
În opinia noastră, cercetătorii naționali care s-au preocupat de problematica relațiilor moldo-europene relațiilor moldo-europene pot fi divizați în două categorii. Cerci, care în pofida semnării acordului de asociere și de liber schimb de către Republica Moldova, manifestă reticență față de viitorul european al țării noastre. Teoreticienii fieri care sunt convinși că Republica Moldova are toate șansele de a deveni parte a Uniunii Europene. Aspectele teoretico-metodologice ale cercetării evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sunt teoria cooperării internaționale, teoria integrării europene, aparatul categorial, inclusiv metodele care implică analiza și evaluarea parteneriatului și asocierii politice moldo-europene la diverse etape. În opinia noastră, cercetarea problemei evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană necesită aplicarea diverselor metode, printre care vom menționa metoda dialectică, metoda sinergetică, metoda behavioristă, metoda instituțională, descriptivă și prospectivă. Considerăm că la baza studierii dezvoltării relațiilor moldo-europene se află principiul interdisciplinarității și principiul obiectivității. Temeiul stabilirii relațiilor de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Europeană și Republica Moldova a fost declarația cooperării politice europene din 16 decembrie 1991 privind orientările de recunoaștere a noilor state din Europa de Est și ex-URSS, negocierile de încheiere a acordului de parteneriat și cooperare, Comunitatea Europeană, Republica Moldova au început în urma constatării schimbărilor democratice care s-au produs în Republica Moldova, precum organizarea primelor alegeri parlamentare pluripartidiste 27 februarie 1994, adoptarea Constituției Republicii Moldova 29 iulie 1994, liberalizarea economiei naționale și democratizarea societății slovenești. 4. Acordul de asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova reprezintă un cadru normativ juridic calitativ nou care a avansat relațiile moldo-europene pe o treaptă calitativ superioară între Uniunea Europeană, Euratom și statele membre, pe o parte, și Republica Moldova pe de altă parte, având misiunea de a asigura asocierea politică și integrare economică. În viziunea noastră, pe parcursul implementării acordului de asociere, relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au evoluat conform sinusoidei, prin alternanța perioadelor și stărilor de progres și regres, ceea ce demonstrează caracterul bidimensional a relațiilor de cooperare moldo-europene. 5. Evoluția instrumentelor Uniunii Europene de asistență financiară destinate reformării Republicii Moldova poate fi partajată în patru perioade distincte. Prima perioadă, 1998, caracterizată de implementarea programului TACIS, a doua perioadă, 2004-2014, aplicarea instrumentului european de vecinătate și parteneriat, a treia perioadă 2014-2020, marcată de lansarea programelor de asistență ale Uniunii Europene pentru implementarea acordului de asociere și zona de liber schimb, a patra 2021-2027, caracterizată de realizarea instrumentului de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională în Europa globală. 6. Uniunea Europeană a început să susțină Republica Moldova financiar și tehnic începând cu anul 1991, imediat după adoptarea Declarației de Independență, 27 august 1991. Primul program de asistență tehnică oferit de Comunitatea Europeană pentru dezvoltarea Republicilor ex-sovietice, inclusiv Republicii Moldova, a fost TACIS, care era lipsit de componența politică și fără diferențiere în grup, cu tradiționalitate redusă și fonduri foarte limitate. Instrumentul european de vecinătate și parteneriat a fost mai flexibil de TACIS și cu un buget mai semnificativ, fiind un mecanism nou financiar lansat de consensul politicii europene de vecinătate, pentru a oferi forme mai avansate de cooperare, precum cooperarea caselor transiere, programele TAIEX, prin transformarea relațiilor de cooperare dintre Uniunea Europeană și țările vecine, în asistența tehnică de cooperare. 7. După o perioadă de instabilitate politică și de regres democratic, Partidul European al Republicii Moldova a fost reconfirmat la 15 noiembrie 2020, când alegerile prezidențiale au fost câștigate de candidatul pro-european, doamna Maia Sandu, inclusiv la 11 iulie 2021, când în urma victoriei în cadrul alegerilor parlamentare, Partidul Acțiunii și Solidaritate și-a asumat mandatul de a realiza integrarea europeană, prin reforme structurale, combaterea corupției, îmbunătățirea sistemului de justiție și eradicarea sărăciei.
Implementarea acordului de asociere Uniunea Europeană Republica Moldova 2021-2027 va servi la consolidarea și promovarea valorilor comune ale democrației, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a statului de drept, fiind supus monitorizării, raportării anuale și evaluării în baza indicatorilor stabiliți de proiectele finanțate de Uniunea Europeană. 8. După 24 februarie 2022, Republica Moldova a demonstrat că este unul dintre partenerii Uniunii Europene în contextul invaziei militare a Rusiei împotriva Ucrainei, gestionarea organizată a fluxului de refugiați către statele membre ale Uniunii Europene, asigurarea tranzitului, transportului comercial și umanitar din Uniunea Europeană către Ucraina. Acordarea statutului de țară candidat a Republicii Moldova la Uniunea Europeană la 23 iunie 2022 a fost mai mult o decizie politică, care a marcat lansarea unui proces tehnic de lungă durată, însoțit de negocierea a 33 capitole de aderare. Recomandări. Parlamentului Republicii Moldova, pentru a face schimb de experiență legislativă și pentru a urgenta armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, este necesar de intensificat relațiile Parlamentului European și organele legislative ale statelor membre ale Uniunii Europene. Guvernul Republicii Moldova. În vederea realizării celor nouă recomandări ale Comisiei Europene, este necesar să se creeze un consens larg în societate privind continuarea reformei justiției prin implicarea tuturor părților cointeresate, eliminarea riscurilor corupției, delimitarea competențelor între instituțiile abilitate și combaterea corupției, îmbunătățirea mecanismului de investigație a corupției. 3. Ministerul Afacerilor de Externe și integrării europene a Republicii Moldova. Pentru a se pregăti de cele 33 de capitole de negociere și pentru a consolida capacitatea instituțională, este necesar de angajat cadre tinere și de perfecționat funcționarii publici ai serviciului diplomatic pentru a îmbunătăți procesele de comunicare și negociere cu partenerii europeni. Pentru a elabora și implementa programe și proiecte europene, recomandăm AIE să colaboreze cu moldovenii care activează în prezent în cadrul instituțiilor Uniunii Europene. 4. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova este important de a promova obiectivul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană la nivel politico-diplomatic pe următoarele căi. Consolidarea cooperării cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniile politice, economic, comercial, al securității și apărării. B. Menținerea permanentă a dialogului cu fiecare stat membru al Uniunii Europene. Aprofundarea parteneriatului strategic cu România prin proiecte concrete, valorificarea cooperării cu organizațiile internaționale precum NATO, Consiliul Europei, OSCE. Ministerul Justiției a Republicii Moldova. Pentru a dezoligarhiza Republica Moldova este necesar să se elaboreze un plan de acțiune privind dezoligarhizarea pentru a elimina orice formă de activitate cu aplicarea resurselor financiare nejustificate. În pofida faptului că avizele Comisiei de la Veneția au un caracter consultativ, considerăm necesară implementarea recomandărilor și transpunerea lor în practică. Vă mulțumesc mult! Vă auzim! Și noi vă mulțumim! Ați început foarte bine, pentru că ați ținut cont de regulament. Stimați colegi, rog ca fiecare să țină cont de acest foarte bun exemplu pe care l-a dat doamna doctorandă, pentru că se mai întâmplă și altceva. Acum trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Aprobăm modalitatea de întrebare, scris. Stimați colegi, toți au posibilitate, stim, prieteni, ca să acorde, pun întrebări. Numai că vă rog să vă prezentați, pentru că ați văzut lucrările sunt filmate și ca să personalizăm. Vă rog, cine începe? Da, da, luați loc, gata, dumneavoastră, luați loc și pregătiți. Da, da, da. Când vă... Da, notați întrebările. Așa, un clip, și vă rog să începem. Membrii Consiliului Științific, asistența, referență oficială, salutări tuturor membrilor cu domnul Victor Moraru. Așa. Optim. Da, doamna profesor Valentina Chiosa. Dacă dumneavoastră ați prezentat, nu trebuie să prezint. Da. Nu,
întâmplat? Bună ziua, stimați publici! Mulțumim, doctorate, a fost prezentarea studiei consistentă, mulțumim. Și trecem, eu, la mine a apărut întrebările de clarificare, poate concepții, abordările conceptuale care dumneavoastră ați prezentat în teză. Prima întrebare se referă la periodizarea. Enumerați, vă rog, criteriile care au permis de realizat această distingere perioadelor în cercetarea dumneavoastră. Criteriile. Criteriile care au stat la bază elaborării periodizării. Da. Asta e prima întrebare. Ați reușit? O clipă, doamnă. Da, da, desigur. Și a doua, recurgem din prima întrebare, tot se referă la periodizare, dar pentru mine e interesant, vreau să cum dumneavoastră înțelegeți, explicați, argumentați, vă rog, importanța periodizării, pentru că dumneavoastră ați vorbit că aceasta este o noutate deosebită și așa mai departe. Și poate așa și este. Argumentați importanța periodizării prezentate pentru studiu analitic efectuat ulterior în capitole 3 și 4. Argumentați aceasta, cred că dumneavoastră aveți o viziune conceptuală. Să fie mai clar. Mulțumesc mult! Domnul profesor, deci eu tot am două întrebări care mă duc de explicații. Prima este, cum explicați evoluția sinusoidală, așa cum ați spus, testă, a relațiilor de pe curs la 21 europeană, deci succesiunea asta statelor de progres și regres. Cum explicați asta? De ce? În relație de Republica Moldova și Uniunea Europeană, în reportarea noastră, cine a fost mai mult interesat? Republica Moldova sau Uniunea Europeană? E logic, sigur. Domnule președinte, profesor, am și o întrebare. Da, periodizarea asta e foarte interesantă și facilitează tare mult viitorii cercetători de relații cu Republica Moldova. Dar întrebarea mea este, de fapt, mi-a plăcut cum ați scris în introducere, faptul că într-adevăr, evoluția relațiilor între Republica Moldova și Uniunea Europeană este un subiect atractiv. Da, deci care a fost impulsionat de, din păcate, de războiul din Ucraina. Va fi și în continuare studiat foarte mult, lucrurile se schimbă foarte accelerat și dacă mai rămânea teza în 2024, trebuia să faceți un subcapitol de Doamne să înceapă negocierea de aderare la Uniunea Europeană. Întrebarea mea este mai mult de tehnic și metodologic. Care au fost care le-ați avut, pentru că informația este foarte multă, legislația în europenie foarte multă. Cum ați selectat? Care au fost dificultățile în criterii, da, care au vorbit doamna Teofă? Da, și criterii. Cum ați selectat? Da. Cum ați selectat și ați demarat etapă? Că asta doar tot, dacă etapă e 2 ani, asta e etapă după părerea de asta. Da, domnul profesor. Asta e întrebare de lucrurile astea.
Dar ce a fost de cutețele în cercetare? Care evidențiați cei care o să vină și o să cerceteze iarăși să fie anunțați cum urmează aceste cutețe? Mulțumesc! Nu am prezentat. Prezentați-o. Da, eu vorbesc Rodica Panță. Doamna doctor Rodica Panță. Domnul profesor Valeriu Moșneagă, eu câteva întrebări. Prima, la periodizare, despre ce a vorbit doamna Tiosa și doamna Panță. Și subiectul meu, eu deci mă asociez cu ceea ce dumneavoastră a spus, în privința criteriilor, în baza la ce dumneavoastră selectați că aceasta e perioada 7, dar asta e 10, de exemplu. Dar și încă una, tot aici, eu deja am spus, concretizare. La dumneavoastră acolo sunt etape care durează 2 ani. 2 ani asta înseamnă că anul acesta e o primit decizia, dar la anul, când dumneavoastră deja trece la altă etapă. În baza la ce? Care sunt criterii? Trebuie de argumentat chestiile acestea. Mai departe. Al doilea. Domnul profesor, două e unul. Da. Da, a doua întrebare. Deci, cum dumneavoastră scrieți? Și asta se referă și răspunsul meu, Luminiță, la ancheta care tu ne-ai trimis. Nu, cred că și la ceilalți colegi tot le-ai trimis. Cum crezi? Eu nu cred că mari eforturi în lupta cu corupția și așa mai departe o să ne apropie de Uniunea Europeană. Ne apropie factorul extern. Din n-aș fi fost război cu Ucraina, cum dumneavoastră credeți? Moldova și Ucraina primesc statut de țară candidat sau nu? Subiectul meu. Și eu cred că întrebarea aceasta se referă nu numai la Luminiță, dar în genere la noi toți, când o să începem discuția, trebuie să începem de la asta. Dar e posibil, fiindcă acolo, despre ce eu vorbesc de periodizarea, acestea sunt aspecte tehnice. Dar problema cheie e problema geopolitică. Și aceasta ne apropie de metodologii. Și aici subiectul meu, următorul, al treilea este, dar care e pusă la bază metodologia cercetării? Mai multe metode folosesc, dar care e de bază? Care stă în frunte cercetării? Mersi. Da, mulțumim. Doamna doctor, doamna Căinu. Deci, am două întrebări. Prima întrebare este, care este semnificația procedurii de armonizare a legislației pentru Republica Moldova la diferite etape de cooperare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană? Dumneavoastră, menționați despre armonizarea Deci, care este semnificația procedurii de armonizare a legislației? Semnificația procedurii de armonizare a legislației pentru Republica Moldova la diferite etape de cooperare a Republicii Moldova cu UE. Семификация процедуры для организации легислации Республики Молдова в отделе так и кооперации Молдо-Европейной. Еще два вопроса. Что ангажаменты сейчас сумма Уни Европейна? Что ангажаменты сейчас сумма Уни Европейна? При оферире ассистенции и спорту финансовой Республики Молдова. Ce angajamente și asumă europeană prin oferirea asistenței și suportul financiar de Republicii Moldova? Domnilor, vă stimați referenți oficiali, dumneavoastră. Dumneavoastră ați scris? Da. N-aveți precizări. Bine, atunci stimați asistență. Da, poftim, domnul doctor. Bun. Eu, în domeniul nostru, de acel internațional, există un domnul cu dumneavoastră referenții, întrebări, nu pun. Dar, dat fiindcă domnul președinte a spus deja că
Dar și rău, atunci, întrebarea care, din start, spun că este o întrebare pusă de un jurist internaționalist. De aceea, să nu-ți pare că răspunsul care îl mai dă, corespunde doleanțelor mele, dar asta nu trebuie să fie. Eu primesc altă întrebare. Întrebare care, de precizare, deși din teză, înseamnă fost foarte clar. Uite, periodizarea aceasta, începe în 1991, cooperarea atunci când Uniunea Europeană încă nu este subiect de drept internațional. Comunității de subiect. Ca subiect devine după 2008, după tratatul de la Lisabona. Întrebarea mea este ține de, și de aspectul dreptului Uniunii Europene, fiindcă și efectele politicilor europene din 91 până în 2008 și după diferă referitor la forța directivilor regulamentelor. Întrebarea simplă. Cum consideri efectele între cooperarea până în 2008 și după 2008, când sunt mai vizibile și mai prospere pentru Republica Moldova? Stimați colegi, dacă fac și eu o întrebare, că am uitat. Poftim. Deci, la dumneavoastră, acolo, la periodizare, se începe așa, că 94, când programul TASIS, da, incertitudinea. Întrebarea mea, incertitudinea cui? A Uniunii Europene sau a Republicii Moldova? Și încă una, tot aici. Deci, Mihai, cu 94, dumneavoastră răspundeți. Dar întrebarea mea, Uniunea Europeană a trecut prin incertitudine față de Republica Moldova sau nu? Acum. Da. Parcurs. Deci, incertitudinea din partea RM și din partea UE. Când și prin ce se manifestă aceasta? Stimați colegi, dacă mai sunt întrebări, atunci doamna secretar științific, doamna Cristina Ejova. Mulțumesc mult, stimați domnule, stimați doctorantă, eu cred că am și zi întrebări, vă rog frumos, sunt două întrebări, dar una este din altă. Prima întrebare, dacă dumneavoastră puteți spune, având în vedere că pe 14-15 decembrie, dar la loc, Uniunea Consiliului European, unde se așteaptă o decizie destul de importantă, chiar pot să spun crucială pentru Republica Moldova și pentru Ucraina, noi vorbim despre deschiderea negocierilor de aderare. Dar cum credeți, această decizie va fi luată în această perioadă 14-15 sau poziția Republicii Moldova poate să fie afectată din cauza poziției Ungariei? Eu cred că asta nu din cauza Ungariei, Moldova va suferi, dar va suferi Ucraina. Pentru că e un pachet, deciza care va fi luată, dar deja nu vreau să răspund la întrebarea respectivă. Doamna Maștag, e merg la pachet și atunci dacă nu va fi luată Ucraina, atunci va fi unul de dificultăți și pentru Republica Moldova. Și aici, da, în cazul când noi începem, da, această procedură de negociere, cum considerați dumneavoastră? Care va fi dificultățile pentru Republica Moldova în procesul de negociere pentru aderarea Uniunii Europene? Cum considerați? Cele mai dificultăți majore care noi suntem în procesul de negociere de aderare? Supunem că noi începem acest proces și de 14-15 să avem o decizie favorabilă în favoarea Ucrainei și Moldovei. Care va fi dificultățile? Tot aici, cred că dumneavoastră sunteți la curent că există dorință și există dorința președintelui Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană în anul 2030. Cum credeți, până atunci conflictul transnistrian va fi rezolvat până noi atingem acest obiectiv? Și care ar putea fi strategiile optime pentru Republica Moldova, care țara noastră trebuie să adopte în procesul de soluționare a conflictului transnistrian? Chiar în contextul aspirațiilor noastre de aderare în cadrul Uniunii Europene, mari familii europene. Pe mine interesează prognozele dumneavoastră și strategiile care dumneavoastră personal ca cercetător. Vă mulțumesc mult dacă ați reușit să notați, dacă este nevoie de mine. Cred că reușesc. Întrebare cam toate futurorolii și la urmă. Da.
Domnul doctor, domnul Rusandru, colegul nostru, dumneavoastră, nu vreau să spuneți o întrebare. Eu vă vorbesc la sfârșit. Bine, dumneavoastră, la sfârșit, pastore, aici punem punct. Sesiunii de întrebări, dar nu înainte ca să dau și eu o întrebare. Iată dezvoltarea asta, sau evoluția sinusoidală. Dar Uniunea Europeană a acordat asistență, cât mai mult, cât mai puțin. Care este naționalitatea? Totuși Uniunea Europeană acordă asistență. Da. Și iată acum am venit încă o întrebare. Ca să vă indulcim o leacă. Locuiți în Franța. Care e poziția Franței față de Republica Moldova? Atât, stimați colegi, cât... Și dacă o evalua poziția Franței? Poziția Franței, cum să o evaluați? Președintele Macron, președintele Hollande, Sarkozy, Chirac... Da, începem de la Sarkozy, fiindcă chestiile acestea cu liberalizarea regimului de vize, contra a fost Franța. Și de ce a fost contra? Da. Stimați colegi, oferim timp ca doctorandă să se pregătească și cu o deosebită plăcere ofer cuvânt conducătorului științific, domnului academician Alexandru Roșca. Stimați colegi, tema lucrării luat astăzi în dezbateri a fost aleasă de însăși doamna Luminița, sigur că nu fără unele sugestii din partea colegilor din domeniu. Mi s-a propus să fiu conducător științific și am acceptat fără îndoială și fără șovăieri. Chiar am și spus așa o frază pe care pot să o repet, că cu Orientul a mai fost, hai să vedem ce poate să fie și cu Occidentul în cele din urmă. Da, doamna Luminița a lucrat destul de intens, drept că cu unele pauze motivate de anumite împrejurări, obiective și subiective, dar a ținut mereu să ducă acest studiu până la sfârșit. Și iată că astăzi au loc dezbateri pe marginea acestei lucrări. La început, atunci, cam de multișor de altfel, procesul ăsta ni s-a părut ceva mai ușor, mai rapid, de apropiere, de integrare și relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană păreau a fi totuși mai cumva altfel. Realitatea însă a introdus corectivele ei, dar ceea ce a rămas constant a fost curajul, ambiția, în sens pozitiv al cuvântului, precum și amuniția, bagajul pe care îl avea doamna Luminița pentru a purcede și pentru a continua acest studiu. Sigur că nicio lucrare nu este perfectă, asta noi știm cu toții, cu atât mai mult când este vorba de o temă atât de vastă, complexă, care pe parcurs, într-adevăr, devenea mai nevoioasă,
de cercetat, realizat și în practică, la urmă. Că un studiu rupt de la practică tot nu are mare valoare. Dar practică o știm cum a fost și cum decurge și la ora actuală. Dar doamna Luminiță, cum am spus, a avut destul de energie, voință, cutezanță și cu ajutorul colegilor, cu ajutorul familie la urmă urmă. Având patru copii, asta nu e de bine. Și a Dumnezeu. Da. Și, vă zic că, a propus atenție dumneavoastră ceea ce aveți acum în față, de hotărât. Sperăm că competența dumneavoastră înaltă, exigențele, bunăvoința, dumneavoastră, ne va ajuta să scoatem în evidență plusurile și minusurile lucrării și va fi luat un verdict obiectiv și pozitiv. Și pozitiv, da? De asta e marea noastră speranță, sigur. Așa că vă mulțumesc anticipat pentru eforturile pe care le-ați depus pentru a pătrunde în esența lucrurilor și pentru a veni cu acele aprecieri pe care fiecare din dumneavoastră are de gând să le facă în mod deschis, corect, colegial, binevoitor. Vă mulțumim mult! Bate, domnule academician, vă mulțumim! Eu, ca conducător științific, sigur că nu pot spune altceva. Da, 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 da. Referitor la valoarea lucrării și așa mai departe. Eu am spus la chestiile. Foarte... Da. Mai este nevoie de timp sau nu? Haideți să începem, dar da. Restul pe parcurs dați-mi pregătire. Poftim. Numiți cine a pus întrebarea. Corect răspunsul. Și răspunsul succint. Care sunt criteriile, criteriile caracteristice a fiecare perioadă? Care sunt criteriile de caracteristici a fiecare perioadă aparte care au permis de specificat semnificația care au stat la baza elaborării periodizării? Deci sunt mai multe criterii, în primul rând, de care m-am condus în această periodizare. Cel mai important au fost criteriile politice, economice, sociale. La fel, au fost schimbări, deci au fost contextul politic, deci permanent se schimbau guvernele și permanent și liderii politici. Sunt la fel evaluarea programelor implementate, deci pe acest parcurs evoluția instrumentelor și programelor, evaluarea eficacității relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană la fiecare etapă. Deci la aceste puncte au fost descrise mai detaliat, cum ați spus dumneavoastră, în capitolul 3 și 4. Și cam deci acest răspuns la această întrebare. Următoarea întrebare a fost: argumentați importanța studiului analitic al evoluției relațiilor dintre Republica Moldova, care au determinat periodizarea proceselor realizate de dumneavoastră.
Pentru periodizarea relațiilor Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost important studiul analitic, cu scopul de a înțelege factorii determinați care au dus la schimbarea în esența calității relațiilor, fapt ce ne-a permis etapizarea raporturilor dintre cei doi subiecti precauți. Deci, ce anume, am folosit, aici pot spune că am folosit, iar și va fi următoarea întrebare domnului profesor Moșneagă, metodele, anume metodele de observație și comparație. Deci, anume aceste metode le-am folosit și să dacă e bine. Următoarea întrebare, domnul profesor Vasilescu. Cum explicați evoluția sinusoidală a relațiilor de regres și progresa relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană? Deci, din aceste criterii, trebuie să ne dăm seama care au fost, anume, cel mai important a fost criteriul politic. Deci, cât mai guvernele am avut pro-europene și pro-ruse. Deci, asta a fost un, cred că cel mai important factor, cel mai important criteriu care ne-a dus, ne-a stagnat sau ne-a pornit. Acum suntem în ascensiune, desigur, și sper foarte mult că la 14 decembrie vom avea un răspuns pozitiv, dar asta vreau vă mulțumesc. În relație dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, cine a fost mai mult interesat? Desigur că de fiecare dată a fost Uniunea Europeană, pentru că anume, deci noi suntem la graniță cu Uniunea Europeană și desigur că ei sunt interesați să aibă un partener stabil și un partener să fie stabilitate în regiune, în zonă. Altfel, pentru ei, desigur că... Dar noi, de fiecare dată, noi am așteptat, din păcate am așteptat. Dar acum, în Republica Moldova, în schimb, întreprinde, cred că și are avansul undeva, întreprinde toate măsurile ca să fim în ascensiune și să fim cât mai aproape. Doamna doctor, doamna Panța, pe care au fost dificultățile întâlnite. Cum a menționat și domnul conducător științific, această temă a fost începută mai de mult. De fapt, da, și foarte vastă, foarte vastă. Și vreau să vă spun că am ales această temă, de fapt, erau cu mic doamnă. Nu știu dacă asta contează, dar... 2008. Și deci această temă, practic, deloc era un vis undeva, un vis foarte, foarte depărtat. Vreau să vă spun că când am început chiar a face acest plan, m-am gândit foarte mult, foarte greu, a fost foarte greu. Doar în ultimul an am adăugat un capitol întreg, de ce vedem că această perioadă este... dar, slavă, cred că undeva așa a fost, ca să fie ca anume atunci când suntem în ascensiune, să vină, să pot susține această teză. Dar vă spun că această perioadă a fost foarte dificilă. Cel mai mult când am început, nu eram, practic nu eram în zbor această temă. Eram foarte, foarte departe. Foarte departe. Deci, domnul profesor Valeriu Moșneagă. Periodizare. Cred că nu știu, v-am dat răspuns că am practic aceeași răspuns ca doamne Chiosa. Criteriile, deci ce criterii? Anume criteriile politice, economice, sociale. Deci acestea sunt cele mai de bază criterii după care m-am făcut această periodizare. Dacă nu era războiul din Ucraina, primea Republica Moldova și Ucraina statut de candidat. Deci, ce scuze, dar totuși domnul Moșneagă a avut o întrebare. Întrebarea a fost referitor la care au fost determinate, cum au fost determinate acestea. Care de tot este la bază? Etapele. Mai complet, evenimente istorice, poate primire documentelor respective. Da, exact. Asta și nu deci, da, a fost, desigur, la fiecare etapă, anume documentele care au fost semnate între acordurile, care, acordul de parteneriat și cooperare, acordul de asociere, acordul de liber schimb. Toate instrumentele care le-am folosit între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Acordul de liber schimb și apropo,
Statele războiului din Ucraina, primea Republica Moldova și Ucraina, Republica Moldova și Ucraina statutul de candidat. Desigur, cred că nu, pentru că aceasta mai mult a fost o decizie geopolitică. Aici se începe politologie. Da. Deci a fost a fost o decizie geopolitică, a fost undeva șansa noastră, dacă să spunem așa, dar deci asta nu se poate la pachet cu Ucraina. Care sunt metodele care au stat la bază cercetării? În primul rând, au fost foarte multe metode, deci sunt descrise în capitolul 2, dar cel mai important a fost metoda istoriografică, metoda descriptivă, comparativă, prospectivă, deci cel mai mult am folosit aceste metode pentru a descrie procesele, pentru a le menționa, folosiți metoda instituțională, că aici nici nu o numiți. Metoda behavioristă ați numit-o, dar niciodată nu o folosiți. Першим prezentare. Dumneavoastră vreți să deveniți doctor în științe politice, înseamnă că trebuie să vă bazați în primul rând pe metodele politologice, dar nu descrie ele. Doamna profesoră Beniuc? Nu, acolo mai era încă întrebare cu incertitudine. Doamna profesor Beniuc, care este semnificația procedurii de armonizare a legislației Republicii Moldova la diferite etape? Deci, sigur că dacă Republica Moldova a început ajustarea liceului comunitar la legislația Republicii Moldova, odată cu acordul de parteneriat și cooperare, atunci deci, foarte puține domenii au fost ajustate, dar mai mult au fost practic 70% în acordul de asociere. Foarte multe directive au fost ajustați și trebuie până la sfârșit, deci trebuie practic 100%, dar este sigur că acesta este un proces continuu care nu se oprește niciodată și mai ales că este unul foarte important pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, pentru că dreptul nostru intern trebuie să fie ajustat la dreptul european. Deci asta practic nu se va termina niciodată. Ce angajamente își asumă Uniunea Europeană prin oferirea asistenței și suportul Republicii Moldova? Deci, angajamentele sunt foarte mari. În primul rând, această asistență îi permite ca să aibă în regiune, să aibă o securitate, să promoveze Uniunea Europeană, promovează valorile Uniunii Europene și democratice în Republica Moldova. Chiar și aici pot să răspund în practică și la întrebarea domnului președinte, de ce nu se oprește Uniunea Europeană ca să ne acorde această asistență independentă, chiar nu contează deci coloratura politică, pentru că Uniunea Europeană deci este pentru ea importantă, sunt valorile, sunt democratizarea, tot ce este Uniunea Europeană să fie în Republica Moldova. Și mai ales cel mai important cred că este securitatea în regiune. Asta e cel mai important. Domnul profesor Gămurar, efectele de cooperare dintre 2008 și după 2008. Desigur că după 2008, pentru că eșecul Constituției și în 2008 a fost tratat de la Lisabona. Da, și de trebuie. Da. Deci după 2008, sigur că... Așa, iată, domnul profesor Moșneagă.
Întrebarea a fost incertitudinea din ce parte? Din partea Moldovei, în 94, sau din partea Uniunii Europene? Și mai departe, incertitudinea din cui? Din partea cui era față de relațiile Moldo-Europene, Europa? Cred că anume în 1994 era din partea Uniunii Europene pentru că ea nu avea atât de mari interese în Nu, problema era din partea Moldovei. Țările Baltice s-au determinat ce vor ei. Dar Moldova, cum Ucraina și ceilalți, nu știe ce vrea. De asta Uniunea Europeană le-a dat programul de Dar mai departe, când a fost regimul liberalizarea vizelor, s-a văzut că incertitudinea asta are loc și în cadrul Uniunii Europene, când Sarkozy a votat că asta nu e decizie tehnică, dar e decizie politică și noi am trebuit 2 ani să așteptăm. Eu susțin, eu cu asta așa îmi sunt și eu. Avem profesorul întrebăt Mai sunt întrebări? Da, mai sunt. Este doamna Ejova. Doamna profesor Ejova. Având de vedere conferința. Nu puteți să spun. Să fiți, să fiți. Având de vedere summitul. Ce vă știi bine? Așa, 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 Consiliul European de la Bruxelles, deci care va fi poziția Ungariei. Dacă, da, există că avem Poate fi, desigur, pentru că dacă noi mergem la pachet cu Ucraina, așa cum este și corect, deoarece am mers până acum, dacă Ungaria spune veto, noi sperăm că va fi, deci vom trece în luna martie, la următorul summit, da. Deci, asta practic doar putem să prognozăm, nu putem să... Da, nu putem și ultima întrebare. Da. Domnul președinte, Domnul președinte, care este poziția Franței în... Da. Care este poziția Franței în... În susținerea Republicii Moldova. Sigur că acum este una foarte pozitivă. În primul rând, domn președintele Macron, având vizita în Republica Moldova și mai ales că au propus, a fost summitul de la Bulboaca. Deci noi am avut toată susținerea din partea țărilor Uniunii Europene pentru... Deci noi am fost primit foarte bine și deci este una pozitivă. Bun. Stimați colegi, eu intuiesc necesitatea de a vă întreba. Dorește cineva să intervină referitor la răspunsurile care au fost oferite? Sau ne rezervăm atunci când se va lua cuvânt? Atunci avem de răspuns încă 3 pachete de documente. Avizul departamentului, avizul seminarului științific de profil și avizul care se răspuns la nota informativă. Însă, dat fiind că la seminarul științific de profil au fost omologate și validate acele obiecții de la avizul departamentului, cred că avizul departamentului nu trebuie să dăm citire obiecții. Numai dacă au fost recomandat spre susținerea seminarului de profil, reies că avizul a fost pozitiv. Atunci dați răspunsuri succint la obiecțiile care au fost expuse la seminarul științific de profil.
la seminarul sau de COVID. Da, deci au fost mai multe obiecții, au fost 6. Deci, practic, fiecare membru al seminarului mi-au prezentat mai multe sugestii, recomandări la care le-am luat am pus în aplicație, trebuie să le dau câteva la ce mai important a fost respectarea prevederilor de redactare a tezei de doctorat în conformitate cu subiectul aprobat de anul 2018, anumit cultura de biografie, ce s-a fost a doamnei profesor Chiosa. Au fost actualizați și adăugate următoarele notările, completate anexele, referințele bibliografice. A fost indicat și conformitizul asupra structurii a fostului organizat de paragrafele capitolului. Domnul profesor Moșneagă, consolidarea bazei de bibliografice cu referire asupra unor lucrări în limba rusă, ce am introdus. Domnul profesor Roman Alexandru, tabelele graficile de teza au fost, trebuiau să fie impuse în anexă, tot au fost respectat. Domnul profesor Vasilescu Grigore, exerci critica problematică a momentului de bariere și care se confruntă Republica Moldova, reprezentat autorii exerci apoi cei locali în esterografie, dintr-o rusă metode speciale, pagina 104, caracterul bidimensional, caracter contradictoriu de propus scenarii, contradicții, la ce trebuie să atragă atenție Republica Moldova, care sunt interese pe țării, recomandări, tendințe, au fost aduse modificări în cadrul lucrării pentru a reflecta și un punct de vedere mai critic a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. O dare consideră că agresiunea militară nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei a avut un impact direct asupra primirii de către Republica Moldova a statutului de țară candidat, însă nu a fost singurul motiv, pentru că de la Bruxelles au fost discuții aprinse dar țara noastră ar trebui să primească statutul de țară candidat sau doar să-i se recunoască aspirațiile europene, cum a fost în cauza în Georgia. Deci, practic... Așa, bine. Și acum, doamna secretar științifică, să dai citire. Câte o obiecție? Sugestii din partea Ana Cecu, care se regăsesc în nota informativă, și dumneavoastră să le dați răspuns. Poftim! Mulțumesc mult, stimați domnule președinte! Prin decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității Educației și Cercetare, din 29 septembrie 2023, la începutul lunii octombrie, Universitatea de Stat din Moldova era prezentată note informative cu privire la unii recomandări și obiecții expuse de către experți în cu privire la conținutul tezei. Obiecția se referea la scopul lucrării, care, din punct de vedere expertul, adirea de la tema tezei, deoarece în cuvântul unei dimensiuni care nu sunt reflectați în tema, ducând un alt aspect de bază în cercetarea propusă. În al doilea rând, experții au existat, înjustat, conform cerințelor ghidului de redactare a tezilor de doctor și doctor de abilitate, volumul lucrării și volumul compartimenților tezii, astfel încât să nu depășească volumul maxim admis. De expus concluziile în concordanță cu obiectivele trasate în compartimentul introducere. De descris în compartimentul concluzii generale și de conducere, contribuția personală a autorului, cu subliniere semnificații teoretice și valori practice al lucrării. Al cincilea aspect, de descris recomandările într-o formă suficientă, laconică și la obiect, direcționate către instituțiile responsabile. Al șaselea aspect, de redactat compartimentul bibliografiei în corespundere cu standardul ICO 690-2012 și ghidul de redactare a tezilor de licență, tezilor de doctor-doctor, habilitatea de studiul, CCN și CBN pentru culegerile de lucrări oficiale, de ajustat la standardul menționat sursele electronice la care s-a făcut rezistență lucrarea. Asta șaptele aspect, de formatat anexele conform cerințelor ghidului de redactare a tezilor. Al optulea aspect și ultimul, teza trebuie și poți unii redactări stilistice și tehnice conform cerințelor ghidului. Deci, eu precizez că nota informativă a fost prezentată și răspunsul la nota informativă a fost prezentat de către doctorat în cadrul ședinței preliminare a Consiliului științific specializat, care a avut loc pe data de 2 noiembrie 2023. Vă mulțumesc mult, doamna secretar științifică. Deci, vă lua fiecare punct, deci vă răspunde. Scopul precedentei teze, analiza și periodizarea evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană prin prisma cadrului politico-juridic și asistenței oficiale pentru dezvoltare.
Scopul reformulat. Scopul tezei rezide în interpretarea evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană prin evidențierea principalelor realizări și perspective. 2. Volumul lucrării și volumul compartimentelor au fost ajustate conform ghidului de redactare a tezelor de doctor și doctor habilitat, după cum urmează. Volumul părții principale a tezei de doctor a fost 147 de pagini. Introducerea este cuprinsă între paginile 9-17, 8 pagini, analiza situației în domeniul capitolul 1 între paginile 18-48, 30 de pagini, capitolul de bază 2-4 între paginile 49-143, deci 94 de pagini, concluziile și recomandările între paginile 144-147, 3 pagini. Punctul 3. Concluziile au fost reformulate în concordanță cu obiectivele trasate în compartimentul introducere, pagina 147. La fiecare din cele 8 concluzii a fost indicată contribuția personală prin referință la articole autorului, inclusiv prin evidențierea semnificației teoretice și valorii practice a raționamentelor formulate. 5. Recomandările au fost descrise într-o formă succintă, laconică și la obiect, indirecționate către următoarele instituții responsabile. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova, Ministerul Justiției a Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova. 6. A fost redactat compartimentul bibliografie în corespundere cu standardul ISO 690-2012 și ghidul de redactare a tezelor de doctor habilitat. Au fost incluse toate CSM-urile pentru revistă și CSM-urile pentru culegerile de lucrări materiale. Au fost ajustate la standardul menționat sursele electronice la care s-a făcut referință în lucrare. 7. Au fost formatate anexele conform cerințelor ghidului de redactare a tezelor de doctor habilitat, tabelul 2.1, 3.1, 3.4, figurile 3.1, 3.4. Prima cifră indică numărul capitolului, iar cea de-a doua numărul tabelului sau figurii în capitol. 8. Teza a fost supusă unei redactări stilistice și tehnice conform cerințelor titlului de redactare a tezelor de doctor. Da, și noi vă mulțumim, luați loc. Trecem, stimați colegi, la o altă etapă, care se vedeze probabil mai puțin. Oferim cuvânt primului referent, domnului doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent Victor Morave. Domnul prim referent, regulamentul pe grei 10-12 pagini. Lucrarea prezintă prezentat spre studie, se înscrie în jurul lucrări consacrate cele mai actuale probleme care reprezintă, de fapt, esența vieții societății noastre la etapa actuală, integrarea europeană a Republicii Moldova. Și vreau să vorbesc să spun că Institutul Cercetări Juridice și Sociologice și Politice a efectuat mai multe cercetări în acest domeniu și lucrările chiar au fost publicate și încă și toate s-au regăsit în bibliografia lucrării, dar printre ei sunt și unii de lucrări care nu vreau să zic magistrale, dar despre de substanțial. În orice caz, vocația europeană a Republicii Moldova nu este o sintagmă întâmplătoare și o afirmație ce m-a întâlniat, fiind mai degrabă un adevăr incontestabil, elucidarea cărora se află în vizorul guvernării, dar și a cercetării științifice concertate. Această teză ilustrează destul de pronunțat nivelul actual al abordării politologice a problematicii relațiilor internaționale. Se știe că specificul cercetării politologice rezidă tocmai în capacitatea aplicării instrumentarului de cercetare științifică la analiza unei istorii recente, a unor tendințe și fenomene ce se configurează din mers. Această particularitate esențială condiționează, într-un fel, dificultatea interpretării proceselor ce au loc în societate, lipsa distanțării în timp, generând riscul inevitabil al unor tratări superficiale private de privilegiul de a imprima obiectul investigației a multe clarificări, a căror valabilitate se confirmă ulterior. Pe de altă parte,
cu atât mai mare în cazul pătrunderii și explicării aprofundate, poate fi valoarea unei lucrări politologi și sub aspect din mijlocii aplicativ. O dezvăluire temeinică a tendințelor înregistrate, o explicare argumentată a setului de probleme cu care se confruntă societatea, aici și acum, poate din multe ori să prezinte o contribuție necesară la dezlegarea unor noduri interrogative de cea mai stringentă actualitate. Este și cazul lucrării pe care o discutăm. Este justificat astfel la examinarea lucrării științifice de ordine politologic, să acordăm și continență tocmai criteriul semnificației aplicative a investigației interprinse, gradul de manifestare a valenților practice a cercetării. Uite din această perspectivă, este de doctorul în științe politice prezentat de Ministra Dacă Luță, evoluția emoțională. Dintre Republica Moldova și Lucrească, realizări și perspective, se înscrie firesc în direcția cercetărilor de ultimă oră, merite nu doar să fixeze tabloul realității, dar și să propună anumite soluții în vederea optimizării acestui. Lucrarea doamnei Gărăduț se axează pe cercetarea în plan evolutiv a aspectelor politice, care incorporă interviuri în sfera politică externă, în perioada când viața politică a cunoscut un dinamism deosebit, acești ani fiind marcat și de schimbări vizibile în sistemul relațiilor internaționale. Contextul actual este marcat de o serie de situații neunivoce care marchează calea parcursă din Republica Moldova spre Uniunea Europeană, ce determină spectrul amplu de probleme pe care și le propune spre examinarea următoarea tezei. A precizat stabilirea și evoluția relațiilor Nordului European cu anilor, a evidenția schimbările calitative ale relațiilor de cooperare în modul european în perioada negocierii și implementării acordului de asociere, a interpreta evoluția instrumentelor, programelor și proiectelor de asistență pentru dezvoltare acordate Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, a evalua instrumentele Uniunii Europene pentru reformarea domeniului politic, economic, social, și Moldova, a incida noile tendințe ale evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, după alegerile prezidențiale din anul 2020, a determinat semnificația statutului de țară candidat în relații dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Încă în anul 1998, marcat de noile circunstanțe ale arenei internaționale, profesorul de la Oxford, Ian Zielonca atragea atenția asupra paradoxurilor politicii externe a Uniunii Europene, utilizând în context expresii, chiar în prima pagină a lucrării sale, așa cum nu are paradoxuri ale Uniunii Europene, și lăsând în prima pagină formule gen ambiguitate, prefăcătorie, nedorință, pagina 1, și generalizând chiar Uniunea Europeană este full of paradox. Aceste paradoxuri au continuat să se manifeste și pe parcurs și le găsim și în paginile tezei, ele necesitând o disecare și explicație pe care le efectuează cu minuțiozitate și în cunoștință de cauză autarea lucrării. În felul acesta se produce propunerea propriei concepții a fenomenului examinat și aduce a contribuții proprii la studierea acestui fenomen. În aceasta aș vedea valoarea științifică indiscutabilă a tezei. De remarcat că autoarea a întreprins un studiu curajos al problemelor propuse spre examinare, paginii lucrării ilustrând pătrunderea și seriozitatea necesară. Într-adevăr, generalul parcurs de Republica Moldova cu secolul al XX-lea și în primele decenii ale noului mileniu s-a dovedit a fi mult mai sinuos decât părea să se figureze la începutul marilor transformări în consens aici cu domnul academician Roșca. Ineficiența guvernărilor ce s-au perindat pe parcurs la conducerea țării a determinat o instabilitate social-politică, bază permanentă, în consecință, așa cum indică și textul tezei, tabloul realităților politici moldovenești apărea marcat de nu puține echivocuri. Dar doamna Gavriluță a știut să efectueze o cercetare echilibrată, evaluând atât vulnerabilitățile, dar și realizările propriile Republicii Moldova în ascensiunea pe care și-a propus-o și pe care o realizează tranșant în pofida oricărui greutăți. De menționat că sarcina pe care și-a pus autorul nu a fost una dintre cei ușoare, amploarea tezei care depășește vizibil limitele unei teze de doctorat se face pronunța. Se impune drept fapt pozitiv consultarea și valorizarea judicioasă de către autoarea a unei extinse bibliografii legate direct de subiectul analizat. Lucrarea de notă, o documentare amplă și serioasă, demonstrează un apreciabil efort analitic, o justificată antrenare în procesul
investigativ a întregului set de documente de zâmbă din CCR. În parcursul lucrării, autoarea reușește să supună analizei detaliate multiple aspecte ale devenirii poliției externe de componentă inerentă a Poliției Statale a Republicii Moldova, diverse forme și modalități de activitate a statului moldovenesc în domeniul dezvoltării relațiilor statului cu Uniunea Europeană și cele care caracterizează mișcarea indiană spre Republica Moldova din partea Uniunii Europene. Structura lucrării în linii mari corespunde concepția adoptată și determină coerența expunerii reflexiilor și constatărilor asupra materialului investigat. Este evident că capacitatea autoarei de sistematizare a unei avalanșe de date predilecția ei pentru abordarea sintetizată a practicii politice concrete. Subiectul tezei constituie, după cum formulează însă căutarea, examinarea evoluției relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Este evident că abordarea unei atare probleme a determinat necesitatea valorificării unui amplu arsenal științific în domeniu, ilustrat prin nume de rezonanță ale științei politologice din lume, respectiv în lucrare se produce raportarea unor postulate de ordin general la practica politică completă, ceea ce conferă studiului fondurile științifice necesare. În afară de colectarea materialului și construirea unui demers științific asupra problemei în cauză, valoarea lucrării constă și în propunerea propriei periodizări a drumului efectuat de Republica Moldova și cronologia evenimentelor apare de minusoasă și bine documentată. Făcând aici o mică deviere, aș spune că acele etape despre care a vorbit și domnul profesor Moșneaga ar putea să fie prezentate de faze ale unei etape și nu numai decât etape, dar contează viziunea autoare și susținem acest efort. Prezintă interes și disecare și explicarea celor mai vehiculate concepte în domeniul care pot vărsa lumina asupra precizării instrumentarilor știinților. Nu mai intru aici în amănunte. Paginile tezei atestă că încercările au fost trecute cu bine de autoare, i-a reușit să integreze într-o viziune cuprinzătoare situațiile actuale și cele aparținând unei istorie fie și recente, prezentând și înregistrând stările caracteristice ale proceselor evolutive. Considerăm că accentele în lucrare au fost puțin corect, analiza cuprinzând și evidențiind particularitățile proceselor politice recente. Tocmai acele pagini de studiu se produce sinteza, generalizarea experienței politice, ilustrează adecvatețea și plauzibilitatea pătrunderii fenomenului. Este evident, de acord aici cu colegii, că studiul nu putea și nu, nici nu și-a propus să răspundă absolut exhaustiv la trei respecturi probleme legate de fenomenul în cauză, după care poate fi realizat doar prin efortul conjugat al mai multor cercetători. Este important însă ca autorul a știut să-și delimiteze arele de investigație, să evidențieze cu chipzuință aspecte principale, să formuleze clar obiectivele propuse, să aleagă reperele metodologice necesare și metoda instituțională despre care i-a amintit domnul profesor Moșneaga, este una esențială în acest sens. O trăsătură pronunțată a lucrării constă, deci, cum am subliniat, în aplicarea reușită a postulaților recunoscute ale științei politice la analiza realităților politice autohtone și ale Uniunii Europene. Se impune, de fapt, pozitiv consultarea și valorizarea judicioasă din către autoare a unei extinse bibliografii de dat direct de subiectul analizat. Aș avea aici o mică observație în ceea ce privește trecerea în revistă a literaturii, unde autorii occidentali sunt inserați printre autorii din Republica Moldova și aș sugera, de fapt, o clasificare mai riguroasă, care mi-ar fi părut mai adecvată subiectului expus, pentru că evident că autorii noștri fie cât de obiectivi, dar iau în vedere pe domnul Juc, doamna Minut, doamna Panță, toți cei care au avut contribuția proprie la expunerea subiectului, dar sunt și persoane subiective. Și chiar și eu scriind despre acest fenomen, nu puteam să mă debarasez de această pondere a elementului subiectiv în această privință.
Structura lucrării subordonată dezvăluirii scopului și sarcinii propuse se prezintă întregat într-un mod judicios și logic, asigurând examinarea complexă și pertinentă a problemelor în baza unor observații, deducții și constatări argumentate. Aceasta îi permite disertante să imprime studiului întreprins ponderea și importanța științei cuvenite. Plauzibilitatea rezultatelor investigației este asigurată de utilizarea unui bogat material empiric acumulat din literatura de specialitate existentă din memoria listică, din documentele normative, din relatările mass media și așa mai departe. Structura și conținutul tezei reflectă logica cercetării, sunt binevenite precizările și interpretările de autor ale conceptului în discuție. Cele patru capitole ale lucrării demonstrează o coerență a gândirii. După mine, păgașul cercetării urmează ferm realizarea obiectivelor propuse. O detaliată cronologie a devenirii acestor probleme poate părea prezentată cu abundență, dar lectura atentă a lucrării oferă posibilitatea de a considera aceste detalii ca fiind resurse de forțe de convingere a autorului care fortifică prezentarea tabloului vieții politice în arealul cercetat. Există în pagini de lucrări mai multe fragmente care denotă modul atent de studiere a realităților politice adoptate de doctor. Printre reușite cercetării pot fi evidențiate sinteza demersurilor științifice vizând problema în cauza respectivă, sistematizarea și valorificarea destul de îngrijită a rezultatelor cercetărilor întreprinse anterior de cercetători în domeniu, aplicarea abordărilor teoretice, conturarea itinerarului parcurs de tânărul stat mondulesc în procesul de dezvoltare și azi încă tânăr. În procesul de dezvoltare a relațiilor cu Uniunea Europeană și dezvoltarea multor factori care, din punctul de vedere al autorului, pot avea influență asupra financii evoluției. Vede susține încercarea de a prezenta o viziune individualizată a problemelor abordate, curajul de care a dat dovadă în expunere deschisă a propriul punct de vedere asupra unor chestiuni controversate. Există în teză aceste. Nu o să mă opresc în amănunte. În definitiv, un tablou de ansamblu al procesului construcției europene este stabilit de disertant în termeni adecvați, iar reflexii cu privire la evoluția dialogului politic modul european, alimentate de o avalanșă de date, dezvăluie caracterul dificil al acestui dialog. Autoarea adoptă poziții critice față de acțiunile structurilor în modul unesc, atunci când este cazul, structurile abilitate cu promovarea politicii externe. Constatăm că paradigma integraționistă aleasă spre elucidare de doctorată îi permite elaborarea unei viziuni de ansamblu asupra evoluției acestor relații dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. În concluzie, doar în privința recomandărilor, mi-au părut aceste recomandări și cu adresă concretă, dar mai generale decât ar trebui și mai desfășurate ar fi fost un lucru mai bun. Oricum, valoarea științifică a lucrării se profitează din conținutul compartimentelor, de remarcat conștiinciozitatea și sârguința disertate în prezentarea detaliilor procesului politic. Și susținem efortul depus de către autoare în încercarea de a contura tabloul evoluției politice actuale. Constatăm că scopurile propuse au fost atinse, iar teza corespunde exigențelor înaintate față de lucrări de acest gen. Considerăm că avem toate temeiurile pentru a aprecia favorabil teza și ne pronunțăm pentru a fi acordat nominației Gabriel Luțu, titlul de doctor de știință. Și noi vă mulțumesc, domnule membru corespondent. Acum am invit pe domnul doctor de profesor universitar, domnul Vitalie Călugare, domnul doilea președinte oficial. Domnul profesor. Mulțumesc, domnul președinte. Sunt succint, deci nu mă da citirea. Domnul el este pe punte. Mă referi așa într-o formă mai... Păi, vreau de înțeles să atenționez că și am spus-o și atunci când am pus întrebarea. Ceea ce voi spune eu reflectă specialitatea mea. Pentru că vreau și nu vreau, deci eu privesc oricare domeniu, privesc ca tipul de drept internațional. Și pentru mine a fost timpul o provocare.
întrebare plăcută și atunci când trebuia să expun pe o lucrare care tangențial are legătură cu dreptul internațional indiscutabil, dar care este scrisă pe un alt, la o altă specialitate și atunci și eu că specialistul dreptul internațional văd un pic altfel problemă în cauză. Deci este un plus pentru mine. Chiar de, atunci când am văzut titlul lucrării, cei ce a confirmat și în prezentarea doctoranei, referitor la evoluție, acele etape care sunt fixate. Iau un exemplu care mi-a rămas în memorie pentru toată viața. Eu am la mine, în mijlocul anilor 2000, în cadrul unei conferințe la Sankt Petersburg, Catedra de Internațional, am avut fericită ocazie să asist la o susținere online, a unei teze cu tutelă, un profesor de la Sankt Petersburg și un profesor din Franța, de la Aix-en-Provence. Și aici, în contextul respectiv, școala de drept internațional sovietică și ulterior, primii ani, școala rusă ca succesor, nu recunoștea prezența naturii juridice a comunităților europene. Încă, dat fiind că, sau Uniunii Europene în general, fiindcă nu este subiect de drept internațional. Și paradoxul că este că doctorandul care susținea, la moment, el se afla în Franța și unul mai susținea, noi eram în Sankt Petersburg, el a putut să convingă, împreună cu conducătorul său din Franța, să convingă colegii săi din Federația Rusă, deci Asociația Drept Internațional, care a spus că, într-adevăr, noi ne-am schimbat viziunea la final. Că ne-ați convins că există această ordine de drept, chiar dacă ea nu este Uniunea Europeană, atunci era comunitățile europene. Deci, întrebarea mea a fost referitor la efectele pozitive sau nu. Este o influență și o lucrare, se observă lucrurile astea, evident că e punct de vedere politic și este foarte corect. Eu doar adaug ceea ce demonstrează interdisciplinaritatea și interesul sporit față de tematica în cauză. Adică nouă ne pare că, s-a spus desigur se vorbește, că acel, s-a spus, procesul de integrare europeană Republicii Moldova este bazat doar pe acele acorduri care sunt semnate și angajamentele care sunt asumate de către Republica Moldova. Fără a lua în considerație, desigur, nu spun tot timpul, fără a lua în considerație faptul că și Statele Unii Europene nu de fiecare dată au fost de acord inclusiv atunci când au fost implementate prevederile. Și vă dau doar un singur exemplu. Asta s-a vorbit și colegii mei au spus despre Constituția Europeană, care a avut un eșec. Tratatul de la Lisabona când a fost semnat. Au fost trei state care au avut rezerve. Rezerve politice argumentate din punct de vedere al dreptului internațional. Este Marea Britanie, este Polonia și este Cehia. Rezerve care au fost acceptate, fiindcă a pus la bază interesul național. Care e considerat că, bun, efectele după al doilea război mondial. Așa, mai simplu. Deci, la concret, noutatea lucrării, sau originalitatea lucrării, este o temă care este pe cât de răspândită, pe atât de puțin studiată din punct de vedere științific. Este o lucrare foarte originală și meritul care nu aveam teamă la început, când citeam, dacă mai fi sau nu, cred că eu sunt înțelegeam că e din punct de vedere politic. Dar eu, la drept internațional, că sunt teme de astea așa un pic politizate, spun că să nu treceți linia roșie, să depășiți specialitatea care aveți. Pentru că este o tematică care este foarte larg răspândită în mass media. Este politizată. Și atât meritul doctoral este în lucrare, practic, foarte, pentru mine, foarte larg, că sunt momente care sau o parte specialitatea de drept internațional, dar chiar din punct de vedere științelor politice, aș spune că nu sunt bine venite în contextul lucrării. Nu, asta a fost. Este un limbaj pur științific, există o logică, o consecvență și cel mai important ce este apreciabil, există o continuitate a studiului. Deci asta se reflectă și la publicațiile științifice care s-au găsit valoare în teză. Se înseamnă că lucrarea a fost examinată, spunea, fiecare aspect a fost examinat pe parcursul anumite perioade. Că tematica, care, de exemplu, un element care s-a spus în concluzie, dar este că pentru Ministerul Afacerilor Externe și Apărării Europene, pentru Ministerul Justiției și pentru Guvern. Pentru mine, ca jurist, sunt un pic stran, pentru că ambele ministerii sunt toate componente a Guvernului. Dar asta nu este o greșeală, și asta este un o poziție a unui specialist în științe politice. Este tot corect. Chiar dacă noi juriști internaționaliști și nu doar din Republica Moldova, cu colegii mei din străinătate,
universitățile din Europa, nu vă dată am spus, a fost tot timpul adecții. Australia, însăși, se numește Australia, Ministerul de Externe și de așa integrare europene. Integrarea europeană, tot în Europa, s-a făcut prin intermediul ministerelor concrete și a organizat unui centru, cum este centrul de armonizare pentru guvernul publicii. Asta spun ca jurist, iar sunt foarte clar în contextul, da. Practica lucrării se dea domnul ca lucrarea să fie citită, într-adevăr, de cei care sunt interesați. Am avut două dată cazuri când din Parlamentul vineau cei care responsabili. Spuneau că n-ar fi rău ca teza să fie dat și nouă, să știi. Doar aveau considerație că toate teze ciopțim automat. Se ducea automat în Parlament. Adică doar dorința să fie să le citiți. Aplicabilitatea la nivel central, la nivel autorităților locale, la nivel administrativ academic, ce este discutat că poate fi fost. Eu am adus câteva sugestii care am venit câteva sugestii, dar care vreau să-mi stați să spun. Sunt sugestii pur din punct de vedere dreptului internațional, care sunt sugestii pentru unele cercetări ulterioare, care pot fi și, deci, un concubinaj între științe politice și drept internațional, deci ar aduce un plus valoare. Ulterior, în cazul dat. De exemplu, și ceea ce am vorbit și cu tratatul de la Lisabona, noi vorbim de fiecare dată despre sistemul normativ internațional. Deci asta s-a vorbit foarte mult despre normele politice, ce este logic să vorbim de lucrare, normele politice. Dar atunci când vorbim despre angajamentele, ele au caracter juridic. Atunci această cooperare între normele politice și normele juridice este un element foarte important. Și foarte bine că nicio normă politică nu poate fi adoptată fără argumentarea juridică. Și nicio normă juridică nu poate fi adoptată de privință voință politică. Și eu de fiecare dată adaug. Aceasta mi-a părținit mie, ideea asta de mulți ani. Contează că cele două norme politice și juridice se corespund în normelor morale. Temporalitatea este unică pentru, de punct de la dreptul internațional, deci este unică pentru toate societățile. Și aici are o plus valoare care vine, deci este un exemplu pentru acel element al interdisciplinarității. Este foarte clar că tema este interdisciplinară, spus-o pentru mine, specialistul dreptul internațional a prezentat interes, anume descrierea și evoluția și inclusiv și perspectivele care pot fi privite, fiindcă chiar dacă iar aș putea sugestia, am spus că eu aș fi vrut ulterior să fie preluate bunele practici, nu doar atunci când vorbim despre Achiul comunitar, pentru că amintesc că prima teză în drept internațional pe achiul comunitar a fost un interior ce răspund, eu spun tot aici în sala respectivă, că din punct de vedere dreptul. Deci, pentru că mulți ani au trecut, tematica care rămâne în continuare, e foarte, foarte actuală, să zic. Dar este, și aici este bine, este științe politice. Asta este, poate că aspectul poate fi privit cu mult mai larg. Pentru că doar implementarea acelor directive, acelor regulamente care sunt, deci unii europeane nu sunt foarte expres, chiar dacă ele sunt obligatorii. Un singur exemplu, politica comună europeană de azil, materie de azil. Îți face bine, deși sunt normele care trebuie sunt unice, statele, în continuare, rămân să examineze această problemă din interes național. Deci nu uităm detalii, dar asta este bine pus cu cea. Iar un exemplu care pentru viitor. Educația. Aspectul social. Cei care au trecut, statele europene au trecut 10 de ani, dacă nu sute de ani, pentru a ajunge și a înțelege care sunt formele de implementare, ar fi foarte importante și foarte interesante pentru Republica Moldova, în contextul în care, într-adevăr, dorim să devenim o societate europeană cu acele tradiții care sunt și valori europene, fără, de fapt, doar că am modificat legea respectivă în conformitate, mai este și elementul de punere în aplicare aceste legi. Instituțiile și mecanismele, instrumentele de punere în aplicare. Deci, sunt chestiuni care sunt uneori mai grave decât însă racordarea cadrului normativ. Toate oamenii, nu doar ce au primit, racordarea la bunele valori europene. Sau nu ajungem la situația care prim-ministru spunea că problema nu se putea conecta gazoductul Iași-Chișinău din simplu motiv că autoritățile de România utilizau standardele Uniunii Europene, la Sudan, iar autoritățile de la Chișinău utilizau cele sovietice, pentru că era incompatibil. Deci, iată, doar un domn juridic. Este un aspect evident politic care trebuie să fie.
În concluzie, mi a plăcut foarte mult și această lucrare. Consider că teza și-a atins obiectivele, fiindcă obiectivele care sunt propuse din start, ele s-au regăsit în concluzii pe parcursul tezei. Ne mai vorbim deja în concluziile generale și recomandări. Asta este foarte important, în ceea ce a pus continuitatea și elementul de legătură cauzistică, dar o legătură cauzală între subiectul propus cercetării și finalitățile care au fost atinse. Asta corespunde tocmai aspectul de fond, de formă, regulilor impuse pentru teza de doctorat, teoretic, practic, al limbajului, toate punctele pentru că sunt 10 puncte care sunt fixate, pe care este dat răspuns. Și, în opinia mea, lucrarea întrunește toate condițiile, poate și trebuie apreciată la, în opinia Consiliului Științific Specializat, iar autorul merită de punct de vedere de autor în științe politice la specialitatea solicitată. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule profesor, pentru o perspectivă rugită, științele politice, relațiile internaționale. Dreptul internațional întotdeauna a fost mâine la mâine. Doamna doctorandă, vă rog să vă pronunțați câteva unor aspecte care se regăsesc în decizile celor doi referenți oficiali. Da, mulțumesc mult domnilor referenți pentru că ați depus o muncă enormă, pentru ați analizat teza mea de tipul de evoluție a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, realizări și perspective. Ați avut o analiză foarte pozitivă, am ascultat foarte atent fiecare. Deci, practica a fost ca un fir roșu prin teză. Vă mulțumesc, încă o dată demonstrează că ați citit-o foarte atent și ați atras atenția anume la momentele cele mai importante care am vrut să, anume să le subliniez în această teză. Vreau să spun domnul doctor Gămurare, deci a spus, din punct de vedere mai mult a dreptului internațional, dar poate pentru o eventuală cercetare, dar mai mult, acum noi m-am axat mai mult pentru științele politice, deci cum ați menționat și dumneavoastră. Bine, mulțumim! Stimați colegi, trecem la încă o etapă. Intervențiile membrilor Consiliului Științific Specializat, dar și a tuturor celor care dorește, care la moment nu sunt membri Consiliului Științific Specializat. Poftim! Îmi dați voie să încep, da? Da, poftim, domnul profesor. Cum doriți? Ex-catedră sau cum? Cum e în mod dumneavoastră? Mă că acolo sunt niște fiii și... Da, dar de ce se face? Nu știți că noi nu avem lucruri. Domnul profesor Valeriu Moșteagă. Bună ziua! Cine nu m-a salutat? Bună ziua! În primul rând, cât timp, domnul profesor? 7 minute. 7 minute. Mă străduiți. Noi 6 mai puțin timp. Da, deci. Unele întrebări eu le-am înaintat, au fost mai multe răspunsuri, unele m-au satisfăcut, altele nu prea. Ei, cum spune, rămâne la... O să discutăm mai departe. Acum, deci, care sunt obiecțiile mele? Îi numesc, prima, ce deja am vorbit. Deci, periodizarea trebuie să fie a relațiilor, trebuie să fie mai argumentată. Doi, și aici factorul este foarte important, fiindcă de aici reiese și metodologia pe care o aplicăm. Deci, rolul factorului extern și în relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și în genere contextul european. Mai departe, sunt foarte multe obiecții ce țin de bibliografie. Însă, vreau să atrag atenția la aceea că în concluzii, recomandări, nu se fac referință la alți autori. Aici rămâneți numai dumneavoastră. Faceți concluziile dumneavoastră și nu vă sprijiniți de Moraru, Moșneaga, Juc sau încă cineva. Mai departe.
Trebuie de unificat în teză și în autoreferat titlurile. Domnul Juc e profesor. Domnul Moraru e academician. Întrebarea mea, în primul rând, ambii sunt profesori și ambii nu sunt academicieni, dar membrii corespondenți. Dar dacă vrem să fim sinceri și să respectăm adevărul, deci trebuie de scris așa cum este. Mai departe. Deci. Mai departe. Deci. Unificat bibliografie. Deci autorii scriu după nume și mai departe prenume, etc., etc. De aici noi întâlnim și o variantă și alta. Asta sigur că trebuie evitat. Mai departe. Moldoscopia. Dumneavoastră acolo vă pomeniți de mai multe ori, însă nu spuneți corect denumire. Denumire este nu moldoscopie, dar moldoscopie probleme de analiză politică, în ghilimele. Și mai departe, tot e foarte important să fie numerotația, e dată așa cum trebuie să fie respectată principiul cum este. Cifre romanice, numai din 2018, când a trecut la domnul, deci, Agornic, revista, e nu e Universității de Stat astăzi, da? Deci el a introdus cifrele arabe. Deci, mai departe, dumneavoastră aici, când ați explicat, ați răspuns la întrebarea cu privire la periodizare, ați spus că indicatorii au fost factorul politic, economic, etc. În relație cu Republica Moldova, dar cred că așa are loc și cu celelalte state. Deci la baza stă din partea Uniunii Europene, eu nu vorbesc despre Moldova, că Moldova a făcut tentative de a trece de la perioada incertitudinii la inițiative concrete. Însă Uniunea Europeană nu a acceptat niciuna, dar s-a condus după metoda birocratică. Și din cauza asta noi mult timp batem pasul pe loc și am spus, numai datorită războiului în Ucraina, atitudinea s-a schimbat din partea Uniunii Europene. Însă, apare încă iarăși cu birocrația asta, ceea ce va avea loc pe 14 și pe 15. Da? Deci noi o să ne ciocnim cu aceea că Ungaria realizează politicile altui stat care stă în umbră și blochează. Ce face atunci Uniunea Europeană? Ce face Ucraina și ce face Moldova? Așteptăm, batem pasul pe loc din nou, avem o migrație enormă din cauza asta, fiindcă bate pasul pe loc Uniunea Europeană și noi împreună cu dânsa. Dar populația pleacă, pleacă și a plecat și mai departe, fiindcă lumea trăiește o viață și vrea să o trăiască bine. Deci acestea sunt obiecțiile despre care eu am vrut să vorbesc și vreau să mă expun acum la fine. Lucrarea e bună cu obiecțiile despre care eu am vorbit și eu susțin și o recomand colegii toți o susțin. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, stimați domnule profesor. Ai respectat? Da, vreau să vă apreciez foarte mult pentru că ați respectat. Vreau să vedeți foarte mult respect, dar ați reușit să... Domnul profesor Vasilescu... Prieteni, uciteți, uciteți. Mergem cu filiera artilerii greu. Da, este doamna aceasta. Aaa, așa să fie. Abordarea gender să fie. Regulamentul la universitate a fost aprobat, așa că... Stimați domnule președinte, stimați colegi, noi suntem sigur la temă cu temă destul de actuală și importantă pentru Moldova. Aș vrea de start să fac o precizare. Aici se discută, deci în discuții se trece ușor de la o temă. Noi tema este
relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană nu este tema legată de integrare europeană. Legate lucrurile, dar nu este obiectul cercetării, nu este integrarea europeană, dar este relațiile cu Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Asta este important. Că, atunci când vorbim discutăm și despre perspective, începem să discutăm de ce va fi cu integrarea noastră europeană. E o temă legată de, de oricum, dar nu este direct obiectul de cercetare. Eu, după această precizare, vreau să felicit doctor Anta și conducătorul științific, domnul Tencian Alexandru Roșca, pentru că au ajuns în sfârșit la un rezultat bun. Eu mi-aduc aminte, prima discuție a fost destul de critică. De atunci, deci, doctorat a reușit să iei în considerație mai multe recomandări și vreau să spun cu satisfacție că deci, cercetarea a avansat, avansat destul de mult, plan conceptual, metodologic și, și practic. Îmi place lucrarea, dar sigur că sunt momente discutabile. Deci nu este vorba de greșeli sau de necorespundere cu cerințele care sunt față de aceste lucrări. Momente discutabile la care aș vrea să, vrea să atrag atenția. Deci, în primul rând, au fost anumite capcane legate de însuși titlul lucrării. Relațiile cu Uniunea Europeană, realizări și perspective. Deci, de start, spuneam și la prima discuții, că este complicat să vorbim și despre realizări și despre perspective. Pentru că sunt, sunt prea multe necunoscute, mai ales cu perspective, dar și cu, cu aceste realizări. Deci, da, a fost deci, o evoluție sinusoidală, cum afirmă autorul a relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, au fost progrese și regrese, dar de ce au fost aceste, mai ales și regrese, de ce n-am avansat așa cum am avut șansele și am avut posibilitatea? Deci explicații sunt mai multe, dar eu cred că este o explicație care trebuia mai mult, după părerea mea, atras atenție. Problemele legate de probleme comportamental. Domnul Șneaga a întrebat despre în ce măsură s-a folosit metoda asta de terorism, pentru că toată explicația este modul de comportament a guvernelor de la Chișinău și este paradoxal că tocmai guvernările pro-europene, pe timpul guvernelor pro-europene, noi am avut deci, cele mai mari abate, cele mai mari probleme și cea mai mult ne-am depărtat de Uniunea Europeană. Deci asta este paradoxal și este contradicție de față. Și în general, pe parcursul, vorbeam și la discuțiile anterioare, teze pe parcursul deci, acestor relații și a evoluției acestor relații, noi, Republica Moldova, guvernările, urmată așa o zis o politică moldovenească de integrare, care permanent a fost speculativă, demagogică, duplicitară, cu așa mai departe. Și asta tot a influențat foarte mult aceste relații. Dar anumite rezultate și anumite realizări, spunem, în relațiile cu Uniunea Europeană, noi le avem, dar iarăși, întrebam cine a fost cel mai mult interesat în aceste relații, deci sigur Uniunea Europeană și toate inițiativele referitor la relațiile noastre, inițiativele au venit din partea Uniunii Europene. Noi n-am avut, spunem așa, inițiativă în mai multe rânduri. Referitor la perspective, sigur spuneam că sunt multe necunoscute. Și, evident, relațiile, teoretic vorbind, principial vorbind, relațiile trebuie să existe și relațiile trebuie să se dezvolte în continuare. În ce mod se vor dezvolta și cum? Și depinde de mulți factori și aici a fost potrivit în lucrare să se folosească, spuneam, să se folosească metoda de construire a scenariului. Ea ar fi
potrivită de a vedea anumite împrejurări, anumite combinații a fiecare factor, să vedem cum pot fi, cum pot fi evolua aceste, aceste relații. Deci, cam asta sunt câteva sugestii care pot fi luate în considerație de deci, dacă va fi cercetat în continuare tema. Vreau ca să felicit Branda și conducătorul științific. Sper că lucrarea corespunde tuturor cerințelor și Branda merită să fie și titlul de doctor în știință. Și noi vă mulțumim, stimate domnule profesor, stimate doamna Valentina Vilosa, respectăm. Gente? Não, não. 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 Não, Gabrieluță și domnul conducător științific, domnul academician Alexandru Roșca, pentru că această etapă este importantă, este importantă în primul rând pentru dumneavoastră, pentru că o mare perioadă de lucru, de emoții, de tot ce ați avut aspecte subiective și obiective, totodată aceasta e un eveniment important și pentru noi. Pentru noi ca structură care a contribuit în oricare măsură, ca seminar științific, noi am lucrat în cadrul seminarului științific și în cadrul departamentului și totodată eu vreau să subliniez și încă o dată valoarea și importanța acestui eveniment. Pe mine nu se vede așa, pentru că eu de ce acestui eveniment pentru comunitatea științifică și pentru, parcă, mediul politic. Noi întotdeauna avem niște îndoieli că dacă ei citesc, nu citesc, dau citire ce noi propunem lor, dar totuși este important că acum, la etapa aceasta, când suntem la încăutarea drumului și acțiunilor și mecanismelor, în această perioadă, savanția noștri, tinerii, cei care văd mai multe lucruri, poate din alte puncte de vedere și ce mie, eu tot am gândit, am pus de mai multe ori întrebarea aceasta, de ce atâtea multe perioade, periodizarea? Și, înțelegeți, eu pentru mine am găsit răspuns. Eu am înțeles că la etapa aceasta, acum, când noi suntem, când noi gândim la începerea negocierilor, la următoare, poate, nouă etapă în aceste relații dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, este important, să înțelegem și analizăm minuțios tot ce noi am făcut. Chiar și în cea perioadă preistorică, de la înainte de 2008, care a fost pre-relațiile acestea, care au avut referință la aderarea. Dar noi totuși am avut relațiile. Și perfect ceea ce spune domnul Vasilescu, obiectul este, sunt relațiile dintre Republica Moldova și UE. De aceea, mie îmi pare că valoarea atât științifică, cât și cea aplicativă tezii este în generalizarea acestui material și la fiecare... A fost foarte interesant de citit cum domnie a prezentat fiecare perioadă și a argumentat acest moment. Și clar că asta e... Poate eu nu sunt pe deplin de acord că aceasta este și, spunem, noutatea pe deplin și ipoteza se referă numai la acest. Mie îmi pare că aici sunt mai multe noutatea științifică, valoarea științifică, teze, teoretică, este mai largă și noi am axat pe criteriile acestea și ce este interesant pentru
acest paragraf dedicat metodologiei, dumneavoastră scrieți despre criteriile și mi-a plăcut foarte mult cum dumneavoastră ați prezentat în rezumat la teza care este propus și titlul larg comunității, da, aici metodologie și metode, ați argumentat, ați ales foarte bine cum și deci, pentru ce o să folosesc. Momentele acestea sunt importante. Aici eu vreau să vorbesc nu numai despre, da, sunt lacune, sunt ca de obicei câte oameni suntem în sală, atâtea multe viziuni care se referă la cum de prezentat, cum de analizat. Dar mie îmi pare că eu mă bucur că sunt oameni care lucrează cu ANACEC, cu, la nivel național, foarte strâns cum și noi am lucrat înainte, unde domnul Solomon a plecat, de obicei povestește cum noi am lucrat în cadrul CNA. Eu vreau să spun că mie e straniu permanent și mie îmi pare că ANACEC prin regulamentul și prin ghidul care propune, odată aduce în eroare și pe doctoranții, cercetătorii tineri, pentru că impune pe noi. E că eu, nu știu, poate o susțineți colegii sau nu, sunt din ghidul, din structura concepției care cercetării sunt exclus subiectul cercetării. Problema este formulată ca problemă științifică și ca partea noutății. Dar ipoteza trebuie să fie formulată imediat la după scopul și obiectivele. Și iese că nu, ipoteza care trebuie să fie nemijlocit și direct legată cu problema supusă cercetării, de obicei a fost problema ca subiectul în română, noi de obicei vorbim, subiectul, cercetare, obiectul, ca să fie clar diferența și după aceea ipoteză și problema științifică soluționată, asta e altceva. Asta e cum a propus soluționarea acestui. Aceste neînțelegeri care pe parcursul perfecționării ghidului, mie îmi pare că nu sunt prea bine excluderea aceasta. Asta e prima și eu de aceea nu pe deplin sunt satisfăcută cu formularea ipotezei și cu formularea noutății. În noutate, eu sunt sigură că ar trebui să scriți mult mai mult, pentru că noutatea și evaluarea tezei este mult mai largă. Ipoteza, totuși, mie îmi pare că nu pe deplin corespunde viziunii conceptuale care ați propus. Dar asta e ceea ce este. Și de ce că noi avem regulament, da? Eu țin minte că dumneavoastră ați spus la Moșneagă, că la domnul profesor Moșneagă că este foarte, foarte, da, și eu tot cred că dumneavoastră și pe mine o să vă dați și de ce trec la observații. La observații. O minută numai o să spun aici, eu special am notat unele aspecte. Da, eu vreau de menționat acum, aici, aceasta, cum doamna Luminiță, competitoarea doamna Luminiță Gavriluță a demonstrat expunerea corectă, înțelegerea ei materialului, cunoașterea. Și ce este foarte interesant, că, da, puțin este încălcat regulament. Eu sunt cea care trebuie după regulament și după ghidul. Puțin este încălcat în ceea ce se referă. În ghidul este scrisă compartimentul 2 dedicat studiului teoretic metodologic. Dar totodată se cere că să fie numai puțin să fie două compartimente sau trei analitico-aplicative. Și teza este foarte bogată și demonstrează aceste calități de cercetare analitico-aplicativă și mie a plăcut cum îmi cuprins sunt. Dar nu toate. Eu poate undeva reformulat, dar asta nu înseamnă că trebuie de fapt reformulat unele denumiri. Mie îmi pare că nu este niciun rost că periodizarea să fie introdusă în denumirea sau aceasta, cum se numește, varietatea, cuvântul varietate de mecanisme. Asta e ca concluzia. Nu, asta
asta e viziunea mea, dar în genere, structura este foarte bine gândită, logică, conceptual prezentată. Conceptual bine prezentată și ținută și cum doamna a prezentat materialul și pe prezentarea PowerPoint și răspund, când a răspuns la întrebările, în general demonstrează că specialistul expert, analitic este format. Și în concluzie vreau să spun că noutatea tezei, originalitatea și valoarea științifică este pozitiv apreciată din partea mea și aceste lacune care sunt prezentate și poate să fie luate în considerație în viitor, pentru că aveți încă viața lungă de lucrat, eu propun că să fie conferirea titlului științific de doctor în știință politică. Doamne, și referitor la periodizarea care propune doamna Luminiță. Deci este un moment poate cel mai interesant de lucrare, încercarea de a face această periodizare a evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Dar 10 etape în anii care avem noi atât de mult, 10 etape spre anul. Și cel mai important aici a fost deci, criteriul, bine argumentat, criteriul după care se face această periodizare. Pentru că, de exemplu, uitam prima etapă, 1994-1998. Deci, în 94 a fost semnat acordul de asociere, de parteneriat și cooperare și abia în 98 a intrat în vigoare. Deci ce a fost în această, ce fel de etapă este? Că el nu știu a intrat în vigoare, a durat. Și în urmă, acordul de parteneriat și... Deci au mai mulți colegi și domnul Moșneagă, nu vă spun de colegi, au tras atenție la chestiunea asta. Deci acordul de parteneriat și cooperare a fost intrat în vigoare în 98 și era perioadă pentru 10 ani. Deci 2008. Deci, probabil că la efectuarea acestei prezentări a fost bine depus criteriul după adoptarea, sancționarea anumitor documente. Pentru că luat ABC-ul, luat planul de acțiuni, luat acord de asociere și așa mai departe. Deci atunci era foarte bine argumentat criteriul. În rest, încercarea este foarte interesantă pentru că urmează indiscutabil, urmează să se cerceteze. Mă recomandați? Dar vă spun, doamna, vă rog, eu tăiam un minut, să începem a doua. Recomandare concretă. Ceea ce reiese din spusele domnului referent Gămurari și ceilalți. Noi recomandările le facem către structurile statale. Dar noi trebuie să facem și recomandări către știință. Comunitatea științifică. Și eu propun, reieșind din ceea ce au vorbit colegii, că să fie oferit proiect din partea structurilor statale pentru a examina politologii cu juriștii, să examineze calea către Uniunea Europeană a Republicii Moldova, să fie proiect finanțat de stat. Și atunci recomandările acestea, într-o măsură oricare, vor fi auzite și ascultate de structurile care primesc decizii. Mulțumesc! Foarte bună idee! Nu de pașa! Pentru că susțin știința, da, da, e de... În trecut prin etapa asta, când vine de la Comitet Central, tot șurești scrie, și după ce nu știm slab. Noi ținem cont și să ofer cuvânt absolut la toți cine se dorea.
Doar că dacă nu-i ceva, se grăbește cineva, dacă ai probleme, îi spune. Doamna doctor? Da. Bună ziua, vă dat, stimați colegi. Primul rând, eu aș vrea să spun că particip pentru prima dată la susținerea unei teze de doctor, calitate de membru al Consiliului Științific Specializat. Și pe această care aș vrea să o mulțumesc și pe domnul președinte, domnul Juc și pe membrii departamentului care m-au înaintat în această calitate, fiindcă realitatea e o chestie o mare pentru mine și totodată este un fel de testare a calităților membrii profesionale, deci ca membru al Consiliului Științific Specializat. În ce urmează, aș vrea să o felicit în primul rând pe deci, doamna Gabriuță și pe conducător științific, doamna academician Alexandru Roșca, deci, pentru această lucrare, teza de doctor care, în opinia mea, corespunde ghidului, deci ANACER, ceea ce înseamnă adică cerințelor ANACER și sper că să aibă ulterior și o evaluare pozitivă din partea evaluatorilor ulterior prin care va trece această teză. Tema, în opinia mea, este pe cât de actuală, pe cât de provocatoare și, totodată, este și necesar de a fi studiată anume în pas cu timpul, că ceea ce se produce acum la etapa dată, în care noi, dumneavoastră, ne aflăm. Referitor la suportul bibliografic, suportul științific al acestei teze, aș vrea să atrag atenție deosebită că autoarea a încercat anume ca să se bazeze atât pe rezultate care până acum au fost elaborate în această direcție, cât și pe actele normative care au fost adoptate în parcursul timpului și care, în mare măsură, au și reglementat cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Acum, ce urmează, aș vrea să fac o paranteză pentru cei care nu cunosc, probabil că eu în anul 2019, tot târziu am susținut teza mea de doctor și tot la fel a fost împiedicată de creșterea băieților mei, am trei băieți mari de acum, și în sensul dat, eu înțeleg de ce, că la cuvântul s-a prelungit această perioadă de susținere. În fond, lucrarea postului este foarte bună. Dar, deci, ultimul capitol vieții mele care se numește acțiunile politice externe au lent, deci și mecanismul de realizare a acțiunilor de politică externă, misiunea instituțională. Deci, ultimul capitol a fost consacrat inclusiv evoluției relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și în acest context, adică eu aș putea să fiu un fel de avocat cu luminiții vis-a-vis de obiecții care au fost făcute în această sală. Deci, lumința, probabil că am putea să spun că în cazul susținut de astăzi, este un fel de s-a pornit într-o situație de rol de jertfă a detaliilor. Deci, probabil că aceasta, mai mult din cauza că în teză, au fost aplicate foarte multe detalii vis-a-vis care au determinat evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Probabil că aceasta și-a determinat că să existe o priorizare într-atât de mare, care deja am constatat că poate nu a fost, că este prea multe etape au fost identificate, dar aceasta nu este în detrimentul calității lucrării care a fost supusă analizei. Când s-a pus întrebarea referitor ce criterii eventual au stat la baza stabilirii acestei POZ, eu aș vrea să fac trimitere la ipoteza lucrării. În ipoteza lucrării se menționează că relațiile Republicii Moldova dintre Republicii Moldova cu perioada 1991-1993 în 2023 au evoluat în ascensiune, adică în creștere, prin dezvoltarea cadrului politico-juridic însoțit de asistență financiară. Deci aceste două criterii, anume cadrul politico-diplomatic și politico-juridic și deci asistența financiară, probabil au fost folosite anume ca reper, adică pentru a determina această etapizare. Deci acei 2 ani sau etapul de 2 ani, deci este o perioadă care, în fel, este perioada provizorie, adică de implementare a acordului de asociere, dar care poate fi cumva ca să fie unite deci 2014 cu 2019, deci aici probabil urmează în perspectivă să fie completat revizuit. Dar s-a vizionat de fiecare dată că este o sinusoidală, ceea ce înseamnă și descreștere. Această descreștere, în mare măsură, la fel a fost, adică s-a determinat inclusiv de apariția primelor condiționalități. Deci apariția primelor condiționalități deja demonstrează
apariți unor multor probleme în relațiile bilaterale dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova și aceasta deja a fost perioada 2017-2019, în perioada când respectiv Uniunea Europeană asista asistența financiară și deja a început să impună anumite condiții. Discuții condiționalități din continuă fi actuale și la etapa actuală, deja cunoaștem statutul țara candidată, deja cunoaștem că acele nouă recomandări, de fapt, deja au fost nouă condiționalități, atunci se spune că sunt nouă etape, adică, dar oricum acesta tot demonstrează că noi suntem în proces de europenizare, adică cumva care este inclusiv de, determinat de armonizarea legislației Uniunii Europene, care legislație naționale cu legislația UE, care aceasta în mare măsură și determină perspectiva noastră de integrare la Uniunea Europeană. Și referitor la concluzii, la concluzii, deci eu mă alătur deja colegilor mei și eu consider că teza corespunde tuturor cerințelor și titularul acestei teze merită ca să-ți fie conferit titlul de doctor în științe politice, iar lucrarea dată poate cu mici rectificări, revizuri, poate în perspectivă, dacă n-ar fi potrivă, merită chiar să fie publicată pentru publicul lat. Realizația este o lucrare valoroasă. Mulțumim, doamna doctor, doamna doctor Hrădica Pasă. Scurt și cuprinzător. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai avem multe lucruri. Stimate doctorande, stimate domnule conducător științific, vă scuzați că am luat în această ierarhie, dar sunteți cea mai importantă persoană astăzi și am fost și eu 8 ani în urmă în această ipostază, știu cum este, o să încerc să limitez partea asta de emoții, deci eu să vorbesc doar despre aspectele pozitive. În primul rând, relațiile Uniunea Europeană, Republica Moldova, când am încercat noi să fim obiectivi, este o temă foarte subiectivă. Ați spus foarte bine cercetătorii, noi ca și cercetători, ne împărțim în două grupi, eurosceptici și pro-europeni. Pro-europeanul din noi întotdeauna vrea delarea asta, vrea repede, vrea până în 2030, nu știu cum, și la un moment dat conștientizăm ca și cercetători că procesul ăsta de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă se dau start negocierilor în luna martie, să fie tocmai atât de confortabil pentru procesul de aderare, presupune ca să armonizăm absolut tot la ceea ce este în Uniunea Europeană. De aceea, eu îți fac aici, mi-am făcut aceste două recomandări pe care o să le subliniez în mod deosebit. Prima, ați scris că este necesar de angajat cadre tineri și perfecționat funcționarii publici și mă bucur, săptămâna trecută o să mă ajute doamna Cristina cum scumești proiectul, cu SME împreună cu Ministerul Educației, are un proiect despre asta, se vorbește standarde de calificare, competență, pentru că sunt specialiști care are nevoie Republica Moldova, ei trebuie să fie instruiți, deci la nivel, pentru a ajuta procesul ăsta de aderare la Uniunea Europeană și mă bucur foarte mult că ați vrut această recomandare. Și doi, cum zicea domnul Gălmurare, noi toți avem anumit domeniul cercetare și privim această, nu această, lucrarea, da? Din punctul nostru de vedere, eu care încerc să studiez diplomația publică, sigur că am încercat să văd din perspectiva mea și mă bucur că ați inclus, iată, recomandarea, să creezi un consens larg în societate. Societatea trebuie să sprijine ideea asta de aderare la Uniunea Europeană și s-a discutat deja astăzi, ironia sorții, cea mai mare procentaj de dorința moldovenilor de a intra în Uniunea Europeană a fost în timpul celui de-al doilea mandat al guvernării comuniste. Dacă nu greșesc, 73%, a doilea lor mandat a fost sub sloganul eu votez, European Union, după memorandumul Cozac din 2003. Deci ei s-au schimbat din punct de vedere geopolitic, s-au reorientat. Și aici mă bucur că ați scris asta, pentru că ideea de aderare la Uniunea Europeană, ca și coeziunea socială în Republica Moldova, este în centru dezinformării. Deși în ultimul timp, într-adevăr, guvernarea a lucrat foarte mult la aspectul ăsta de a informa populația, delegația Uniunii Europene o face și mai bine în social media, dar mai avem de lucru, pentru că la narativele care apar din partea guvernării, mai apar mulțit la 5 din spațiu și influențează cu siguranță cetățenii Republicii Moldova, care devin sceptici.
Iar, ce ne spuneam, spate cu Rișeliu, da? Pentru că o politică externă să fie una eficientă, trebuie să aibă sprijinul populației. Eu o să fac concluzii, felicitări pentru această lucrare. Cu siguranță, cei care vor cerceta relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova au un suport factologic, totul este grămadă, cu foarte multe detalii. Nu întâmplător am întrebat de cele etape, a fost întrebarea mea și dificultăți. Sincer, eu nu m-aș apuca spre o temă, pentru că perioada e prea largă, e prea mult. Fiecare etapă poate să constituie o temă de teză de doctorat. De ce vă felicit? Eu nu știu ce studii aveți relații internaționale. S-ați simțit foarte mult istoricul. Eu am studii, licența mea este în domeniul istoric și noi întotdeauna avem tendință, iată, pentru a facilita analiza și să mergem pe evenimente istorice sau să facem această periodizare. Nu neapărat periodizarea este corectă, da, pentru că iarăși revin la subiectivitate, o facem așa și ați făcut-o cum ați considerat. Mulțumim pentru asta, mulțumim conducătorului științific, meritați cu siguranță să aveți titlul de doctor în științe politice, specialitate, da, teoria integrării europene, instituții, procese și politici europene. Mulțumesc! Doamna doctor, mulțumim și noi pentru perspectivă istorică. Doamna doctor, secretarul științific, doamna Cristina Ejova. Uitați de regulament. Să fiu cât mai sfârșit, stimați domnule președinte, onorată asistență, stimată doctorandă, stimat domnul conducător științific. Cred că tot și eu susțin deja cuvintele de laudă care au fost scrise pentru asta, de către colegiile mele, doamna Panță și doamna Viniu. Cred că o să mă axez și eu numai pe aspecții pozitive, pentru că chiar lucrarea se merită să fie apreciată la șosta valoare. Eu vreau să menționez, stimați colegi, că în țara noastră este a treia teză care este elaborată în domeniul științelor politice pe specialitate 562-04, teoria integrării europene, instituții, procese și politici europene. Tema este atât de importantă și actuală pentru realitățile social-politice Republicii Moldova, că este numai a treia lucrare, care este astăzi prezentată cu brio în cadrul Consiliului Științific Specializat și tot așa susțin demersul colegilor mei că numai decât după finisarea studiilor, după finisarea susținerii dumneavoastră, numai decât trebuie să editați o monografie care chiar studenții, masteranții și doctoranții specialității relații internaționale și persoanele care sunt responsabile de promovarea cursului politici externe de Republicii Moldova, chiar există această necesitate. Și cred că această lucrare numai decât va fi recomandată studenților, masteranților și doctoranților. Acum vreau să mă axez pe unele aspecte pozitive ale lucrării. În primul rând, problema abordată în teză se distinge prin actualitate și importanță. Clar că aspirațiile Republicii Moldova de apropiere din Uniunea Europeană prin implementarea prevederilor care sunt asumate din cadrul acordului de asociere care a fost semnat în 7 iunie 2014. Aici noi vorbim despre statutul de candidat care a fost acordat Republicii Moldova de către Consiliul European pe data de 23 iunie 2022. Chiar și parcursul stabilității Republicii Moldova, de la adaptarea declarației de independență până în prezent, chiar Republica Moldova a manifestat acest interes constant pentru integrarea europeană. Și chiar ca integrarea europeană, eu sunt de acord totalmente cu autorul care acest lucru a subliniat chiar în primele alineații autoreferatului. Integrarea europeană prezintă un obiectiv major al politicii interne și externe a Republicii Moldova, care creează un potențial de coeziune politică socială a statului. În același moment, eu vreau să menționez că, de multul meu de vedere, teza este fundamentată pe o bază teoretică solidă și relevantă. Sunt expuse de lumină atât conceptele teoriei clasice, cât și contemporane, în domeniul copyright și integrării, accentul fiind pus pe fundamente clasice. Cercetarea chiar este fundamentată pe o bază empirică solidă, care este prezentată în câțiva limbi. Aici este important că autorul a analizat istoriografie minuțios nu numai cea care este din Republica Moldova, dar și cea rusă, americană, chiar și din Uniunea Europeană. Aici vreau să menționez că, din punctul meu de vedere, obiectul, scopul și sarcinile corespund totalmente specialității 562-04, specialitatea care am menționat-o în sus este numai treizeci care este susținută în Republica Moldova. Cred că mai mult vreau să mă axez pe structura tezei, corespunde areologică, corespunde conținutului temei cercetare. Chiar realizarea ei este constitutivă, deja prin
Pe parcursul cercetării autorul atinge scopurile propuse. Cred că vreau să mă acces mai mult pe capitolul istoriografic, care, din punctul meu de vedere, este bine alcătuit, sunt selectate longitudine de elaborări, dar unele au semnificația teoretică și empirică incontestabilă. Ce este important că autoarea asta s-a axat nu numai pe cercetările cercetătorilor din Republica Moldova, acces pe cercuri științifice, dar în același moment i-a analizat și absolut majoritatea lucrărilor sectorului asociativ. Clar că acest lucru este destul de important și valoros pentru realizarea obiectivelor propuse. Vreau să menționez că, deci dacă noi vorbim despre acum concluziile lucrării, concluziile și recomandările formulate de autor sunt concrete, logice, realiste, destul de bine argumentație, care chiar dau conținutul investigației, au aplicarea practică incontestabilă. Textul tezei este elaborat de studiu logic, coerent, stilul perfectării este academic, noțiunile și categoriile care folosește doctoranta corespund specialității și chiar denotă bună cunoașterea aparatului categorial mediatic. Capitolele, cum corect a menționat și referentul domnului Comorari, chiar reflectă, este corelare între concluziile care sunt la care capitol și concluziile derivare, în care este sistematizat și generalizat materialul supus cercetării. Eu vreau să subliniez că în diferite capitole se vede și această polemică științifică în care doctoranta a fost arătă punerea de sfaturi de concluzii. Suportul bibliografic este bogat și variat. În același moment vreau să menționez că referatul de autoreferatul lucrării lipsește structura și conținutul tezei și corespunde tuturor cerințelor care sunt înaintați de către ANAC, în primul rând, mă refer la ghidul pentru elaborarea tezei de doctor și doctor abilitat. Lucrările care sunt publicate de către doctoranta, ideile chiar conțin ideile și concluziile fundamentate care sunt prezentate în teză și în același moment, domnul Mașteag acum nu este prezent, dar referințele care sunt făcute la concluziile tezei în manuscrisul tezei sunt făcute la propriile publicații autorului, dar nu sunt făcute la publicații altor autori și deja noi ne referim la publicații 143 până 950, sunt publicațiile care susținați de către autoare. Acest lucru dumneavoastră nu ați văzut, dar aș vrea cumva să susțin cu acest argument. Cel expus, îmi permit mie să formulez concluzia că testul de doctor în politice a dat unui luminiță cu tema evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în revizări respective corespunde într-un total cerințelor Agenției Naționale de Asigurare pentru Protecție în Educație și Cercetare, iar autorul merită să fie acordat testul de doctor în științe politice la specialitate 562-04, teoria Întrebările europene, instituții procese și politici europene. Mulțumesc! Doamna doctor, vă mulțumim! Ne pregătim pentru 27 decembrie. Stimați colegi, microfon deschis. Domnul președinte. Da, domnul doctor Ion Rusandru, colegul nostru, din partea societății civile și științifice. Sintagmul om. Păcate, domnul Moșteagă. Să-i transmiteți. Am observat și toți că au fost discuții pe diferite teme și una dintre abordări a fost care metodă a fost bună sau mai trebuia mai bună utilizată sau mai neutilizată. Dacă noi reieșim din titlul lucrării, evoluție, în principiu, metoda principală trebuie să fie metoda dialectică. Este vorba de evoluție. Aceea ce o propus între Heraclit cu Pantarei, nu trebuie să întreb de două, nu putem să întreb de două ori în apă de același rău. Deci aici autorul, doctoranta, într-adevăr, pe tot parcursul tezei, se menține pe acest principiu metodologic. Deci spun că lucrarea, eu am citit-o, am fost membru a seminarului atunci când s-a discutat. Am apreciat pozitiv și acum tot la fel. Spre deosebire de prezidiu, eu am posibilitatea în timpul de transportat să frunzăresc internetul. Și două știri
opuse la tema noastră, un pro-european și un pro-euroasiatic. Nu le dau nume, să nu fac reclamă, să nu înțelegeți cu cine să ne mai tare. Ambii doi, nu spus că ambii doi așa frumos, că ambii doi așa cum se vorbește, nu vorbește. Susțin aceeași teză că în decembrie nu vor fi negocieri. Vor fi amânate. Deci noi nu trebuie să mergem pe calea asta futurologică care noi nu putem să o pipăim. Aici iarăși, dacă ne aducem din camp, din empirism, se zice numai cine se dă aceeași putem să... În privința lucrării, pentru mine a fost așa un moment ca să găsesc cum aș defini eu această lucrare. Pentru un cuvânt, așa să zic. Și acest cuvânt, această noțiune este monitoring. Iată, domnii a reușit în această lucrare să examineze, să monitorizeze acele relații, da, poate perioadele mai mici, mai acolo de acum depinde de gusturile 2 ani, 3 ani, 4, dar a reușit să monitorizeze toate aplicând și metoda, vreau să zic că content analysis și mai este, toate documentele, atât a noastre, cât și cel din Uniunea Europeană, analiza literaturii, într-adevăr, este ăsta. Și, încă un moment, alegerile locale generale din 2023, într-o măsură oarecare, arată că balanța opțiunilor cetățenii, populației, se înclină spre trendul acesta noi care numim integrare europeană. De ce consider că în conformitate cu toate cerințele cele care sunt expuse de ANACEC, ghidul celălalt, de profunzimea analizei, consider că este o lucrare bună, care merită apreciată și fiindcă acum învăț engleza, you decide. Mulțumim, domnul doctor. Mă spuneți și în viață. Foarte bine. Vă rog să intervenezi cine mai dorește. Da, poftim? Mă spuneți. Societății și discuții. Mie mi se pare că eu sunt unicul reprezentant al societății civile, al celor care m-am prezentat ca spectator. În primul rând vreau să felicit aspiranta cu această lucrare. Conducător științific, domnul academician Roșca, care fix 35 de ani urmă tot aici, tot în această sală, mi-a fost recenziat o lucrare mea. Și atunci lucrarea am scris-o vreo 8 ani, fiindcă am început-o cu Brejnev, a murit Brejnev, trebuie să-i arătit Cernenco, a murit Cernenco, a venit Andropov. Deci am avut și el de etape care trebuia de vorbit. Luminița a început teza când se numea Robu Svetlana, la Academie de Științe. Au fost transferați la Universitatea Academiei de Științe, unde eu deja lucram. Trebuia să iei de la arhive să te transferă documentele. Această universitate a fost transferată la Universitatea de Stat. Deci a fost și perioada, precum a spus și domnul academician, în viața personală a Luminiței. Toate aceste elemente, desigur că au influențat asupra aceste perioade întregi de susținere. Mai mult că fiecare perioadă la care s-a referit Luminița este foarte complicată. Și eu cred că totuși ea se deosebește de aceste perioade, de fapt, ce guvernare, ce partid politic era la noi în Moldova și trebuia să ajustez acest pas, anume cu politica acestui partid. Nu știu dacă astăzi s-ar apucat, cum colega a vorbit într-adevăr, ar fi foarte greu cineva astăzi să scrie o teză. Mai ales astăzi când avem această situație cu Ucraina. Deci, iată această... Și situația când învățătorii primesc mai mult decât profesorii. Deci, iată această insistență a Luminiței și
această ghidare, curățare a domnului conducător a dus la un rezultat bun. Eu vreau să felicit și colectivul în care fac parte eu, Departamentul Relații Internaționale, pentru această lucrare de colectiv. Eu am urmărit, am văzut atent cum toți pașii care au întreprins departamentul la seminar, la catedră, și-au lucrat toți în colectiv foarte binevoitor. Eu, sincer, vă spun, poate pentru prima dată, am soțit așa o echipă, bunăvoință, care au depus această lucrare. Felicitări, dar și un moment. Mulți vorbesc despre atitudinea noastră față de diaspor, să avem grijă de diaspor. Uitați, acesta este un caz, un bun exemplu, când urmărim... Voi sunteți în fața camerei și vă auziți mai tare. Bine. N-ați trecut domnul doctor. Am fost absolvenți la MGU, avem voi. Când ați vorbit așa. Deci, în momentul ăsta, un reprezentant al diasporii, noi, adică ați adus astăzi un rezultat concret în această politică cu diaspora. Susține, a lucrat acolo în Franța, a fost mai aproape de Bruxelles, de grabă în lucrare se simte unele idei, unele cifre, unele fraze proaste luate de la Bruxelles și aceasta dă o valoare deosebită lucrării. Și deci, asta am vrut să spun, să nu exprim și eu acest sentiment de gând. Vă mulțumim, domnul doctor, mulțumim, stimați colegi, cine mai dorește. Așa, mai sunt doritori. Atunci vreau să spun câteva cuvinte, pentru că apreciez că am fost lansat în circuitul științific, chiar dacă nu știu din manuscris, o nouă lucrare în domeniul relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul necesităților de promovare a discursului european, a relațiilor dintre cele două părți, a integrării europene, a aderării în Republica Moldova la Uniunea Europeană. Sigur că am prezentat eu mai înainte o periodizare, pornind la criteriul politico-juridic, acum s-a mai prezentat și alta, este interesant. Eu cred că și în perioada 94-98 merită să fie o etapă distinctă, pentru că 94, la 28 noiembrie, a fost încheiat sau semnat un acord de parteneriat și cooperare, un acord intermediar, care nu s-a mai regăsit în istoria Uniunii Europene, a intrat în vigoare în 98. Dar pentru ca să instituționalizeze relațiile dintre cele două părți, alături de acordul de parteneriat și cooperare care trebuia să fie acceptat de către 12, apoi 15 state membre, a fost semnat un acord de comerț, care trebuia să fie aprobat doar la nivelul ministerial. Deci, din 94 până 98, practic a fost un acord de comerț dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care apoi a fost acceptat acordul de parteneriat și cooperare. Desigur, sunt multe lucruri interesante de spus, sunt multe lucruri de discutat, dar eu consider că ultima instanță s-a reușit să se elaboreze o teză conform exigențelor reglementare. Doamna doctorandă, jumătate de minut. Dacă aveți... Da. Trebuie de să vă pronunțați. Trebuie să spune ceva. Spun clar și cuprinzător. Stimați membri ai Comisiei, domn președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate recomandările, pentru toate obiecțiile care mi le-ați făcut de la teza mea de doctor, pentru că sunt foarte importante, chiar începând de la m-a menționat și domnul doctor Călaru. De la departament, seminar, până am ajuns până astăzi, deci am fost ca un fir roșu și sunt foarte importante pentru acest studiu, care sperăm că va rămâne și va fi un suport științific pentru viitorii studenți, pentru societatea civilă. Vreau să încă o dată vă mulțumesc în suflet pentru tot efortul care l-ați depus, pentru că să mă ghidați ca să ajung până la acest moment. Vă mulțumim și noi, stimați colegi, rămân membrii Consiliului Științific Specializat.
comitet a fost expus din mai multe lucrări științifice și științe didactice. Problemele abordate se extind prin actualitate și importanță, novitate și originalitate științifică, semnificația teoretică și valoarea aplicativă incontestabilă. Obiectul de cercetare este bine definit și valorificat. Problemele importante propuse de susținere au fost soluționate prin rezultatele argumentate științifice și vizabile din punctul de vedere aplicative. Autoreferatul tezei conține ideile, concluziile generale și recomandările obținute și formulate, iar teza corespunde exigențelor față de lucrări de acest gen la specialitate solicitată. În conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale pentru Asigurare Calității în Educație și Cercetare, Consiliul Științific Specializat, DIE 562-04-23-82, a decis. Primul, a conferit doctoranții Gabrielului Soluminiță, gradul științific de doctor în științe politice. Al doilea, a solicitat Agenției Naționale pentru Asigurare Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat 1062-04-23-82 de a conferi doctoranții Gabrielului Soluminiță, gradul științific de doctor în științe politice, de a elibera diploma respectivă. Pentru conferirea gradului științific de doctor în științe politice, doctoranții Gabrielului Soluminiță, Consiliul Științific Specializat, în prezență de a 7 membri, din numărul total de 7 membri, dintre care 4 sunt gradul științific de doctor habilitat, au votat după cum urmează. Pro 7, contra 0. 0 s-au obținut. Amendamentele speciale au prezentat avize pozitive și au recomandat de a acorda doctoranții Gabrielului Soluminiță gradul științific de doctor în științe politice. Da, mulțumesc, doamnă secretar științific, nu va trebui să facem o intervenție, nu gradul științific, dar titlul științific. Da, a fost o gradul de cuprință. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, rog să vă pronunțați, referitor la proiectul de hotărâre. Cine este pentru, rog să votați. Unanim, tot 7. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Atunci considerăm că proiectul de hotărâre a fost adoptat și felicităm doctoranda Gabrielului. Felicitări și noi realizări! Câteva cuvinte, da? Mulțumesc mult! Vă mulțumesc tuturor membrilor comisiei, Consiliului și domnul președinte pentru timp, pentru mi-ați oferit acest grad. Referenților, în primul rând, domnul academician, domnul conducător științific, care a depus această muncă enormă timp de o perioadă îndelungată. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim și vă dorim noi succese, stimați colegi! Ședința Consiliului Științific Specializat este încheiată.